Buonasera, și bine v-am găsit la lecție cu profesorul meu. Bună seara, Alesia, și bine ne vedem. Iată-ne din nou împreună. Sperăm și astăzi să facem tot o lecție tot atât de frumoasă. Mi-a rămas inima la cea de aseară. A fost o lecție minunată, minunată. Te văd zâmbind și este clar că și tu ai trăit aceeași senzație avut-o ca fiind o lecție deosebit de frumoasă. Și ne-am întrecut unul pe altul, în sensul că am încercat să ne sprijinim și cu răbdare să construim lecția aceea cu migal, așa cum trebuie făcut. Dar nu altfel decât cum să începem cu Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne să facem din nou o lecție frumoasă. Tot timpul, dacă cerem ajutorul Dumnezeu, eu am simțit-o aseară foarte tare, că atunci când am făcut chestia aceea cu distributivitatea, cred că am să o iau din nou în seara asta. Da, când ați văzut. Da, cea mai interesantă aceea, când parantezile cele le-am repetat, dar fără vorbe, dăm drumul și pornim la lecție. Deci rămăsesem undeva la o lecție, să vedem unde. Eu m-am uitat, am scris-o pe caiet. Da, am văzut acum. Și să vedem exact cum a decurs, să zicem, discuția ta cu filmul respectiv, adică pe unde n-ai înțeles ce s-a întâmplat, unde ai pus semn de întrebare. Sunt și eu curios să vedem așa cum te-ai descurcat. Și să le arătăm și prietenilor noștri. Așadar, așa este, asta este lecția, unde ai rămas aseară. Dacă dai și un pic mai în urmă, ca să ne amintim, așa, pe acolo pe undeva. Dau drumul? Da, dai drumul. Un pic mai în urmă, ca să vedem ghișițul de la început. Acolo când se dă ghișițul. Ia pe acolo pe undeva, să vedem când începe ghișițul, ca să-l înțelegem, că așa dacă e din mijloc. Probabil. De fapt, el începe de pe aici. Stop. Da. E bine unde a început acolo. Hai să ne amintim de acum. Gata, lasă-l așa. Deci trebuia să arătăm că suma aceea, 2 la a 5-a plus 2 la a 6-a plus 2 la a 7-a, se divide la 7, nu? Da. Sigur. Așa. Am desfăcut paranteza și l-am păstrat pe 2 la a 5-a și am scris că pe 2 la a 6 de aici ca pe 2 la a 5-a plus 1. Iar pe 2 la a 7-a l-am scris ca 2 la a 5-a plus 2. Și mai departe, l-am păstrat pe 2 la a 5-a. Da. Am făcut 2 la 2 la 5-a ori 2 la a 1-a ca mulțite să dea 2 la a 6-a de aici. Așa, că așa am zis că îți mulțesc două puteri. Faptul că ai văzut acolo că l-am scris pe 6 ca fiind 5 plus 1 și ne-am întrebat de unde provine adunarea 5 plus 1, de la mulțirea două puteri care au aceeași bază. Și ai scris pe 2 la, în loc de 2 la 6, 2 la 5 ori 2 la 1. Pe urmă, da. Plus. După aia, plus 2 la 5 ori 2 la 2, ca și aici. Care corect. Dă 7. Exact, da. Nu mai departe să vedem ce scrieți. Da. Plus 2. Stop, un pic. Ce am face acum? Ce motiv crezi tu că am avut de am scris în funcție de 2 la 5 peste tot? Da. Câți termeni sunt acolo la adunarea aceea? Câți termeni are adunarea aceea? Cea de aici? Da. 1, 2, da. 3. 2, așa, cei 2, așa, și 3. Adică sunt trei termeni la adunare și fiecare din ei are în componență pe cine este. Cine este comun tuturor? 5. 2 la a 5-a. Da, 2 la a 5-a. 2 la a 5-a este comun. Și atunci noi, de unde a apărut 2 la a 5-a mulțit? De la ce proprietate? De la distributivitate. Adică ne întoarcem acum și într-un limbaj matematic este așa spus. Scoatem pe 2 la a 5-a în factor comun. Deci vom zice 2 la 5 pe lângă cine? Vorbești tu fără să deschidem filmul. O rămas din primul 1
din al doilea termenul la 2 la 1 și din al treilea 2 la a doua. Ia să-i dai drumul să vezi dacă așa este. De acum dumneavoastră faceți alt model. Ia, ce fac acum? Dau un exemplu acolo, nu? Da, trebuie să dau mai în față unde continuați. A, așa. A, e aici. Bun, acolo se vede. 1 plus 2 la 3. Așa, plus 2 la 2. Și egal cu 2 la 5. 2 la 5. Bun. Deci, practic, ne-a rămas unul de aici și l-am pus da, aici. Da, da, foarte bine. Comentează tu, unul de acolo, apoi. L-am pus pe 2 la 5, deci l-am pus pe 1 de aici, fiindcă 2 la 5 deja îl avem aici, ne-a rămas 2, da, întâia. Da. Plus 2 la 5 îl avem aici, deci ne-a rămas 2 la a doua, egal cum? 2 la 3 e 2 și 2 la 2 e 4. Și 2 la 2 e 4. Și 1. 6. 1. 6. 1 plus 2 e 3. 1 plus 2 e 3. 2. Da? 2 la 4 și 2 e 6 și 1 e 7. 7. Și 2 la 5 e 7. Se divide la 7. De ce? De ce? Alinisa, stop. De ce se împarte asta la 7? Fiindcă are un 7 aici. Așa, unul din factori este 7. Și atunci e clar că tot rezultatul se va împărți la 7. N-are rost să mai facem înmulțirea și până să facem împărțirea. Deci câtă vreme am un produs de factori și în care unul din factori este 7, sau ar fi 14 sau 21, adică să fie multiplu de 7, atunci rezultatul înmulțirii se va împărți sigur la 7. Aici am arătat astfel că tot rezultatul acela se divide la 7. De acord. Dacă ni se dă un exercițiu ca ăsta, aflați dacă numerele astea, cum ați dat aici, dacă se împart la 7 și eu ajung la asta, mai calculez? Nu, 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 nu mai calculăm. Tocmai asta vreau să remarc. Nu mai este nevoie să calculăm, adică să vedem cât face 2 la a 5-a și cât face 2 la 5-a, chiar veni vorba. Păi ori 2 dă 8. Da. Și iar ori 4. 4, 32. Și aș face 32 ori 7. Și pe urmă împărțim la 7. E o muncă de aiurea, adică pierdem timp. N-are rost să fac 32 ori 7 și pe urmă să fac împărțirea la 7. Adică multiplic pe 32 de 7 ori și pe urmă arăt că se împarte la 7. Știi cât ar fi rezultatul? 32. 30 și asta am să zic. Așa, așa. Deci rezultatul ar fi după calculul acesta, dar ce rost are să muncim, nu? Când să știi foarte bine care, cât se divide în clipa asta. Acum, vreau să spun așa, că modul de scriere acolo, eu am o slăbiciune. După ce am calculat suma aceea că face cât? 2 la 5 ori 7, ar fi trebuit să iau, să scriu așa deoparte. 2 la 5 plus ori 7, așa ar fi trebuit, se divide la 7. Că în clipa în care am zis egal și am continuat se divide acolo la 7, pare să se înțeleagă că egalul ăsta este 2 la 5 ori 7 împărțit la 7. Ori rezultatul este 2 la 5 ori 7. Deci din punct de vedere al modului de a redacta, am aici o greșeală. Că eu trebuia să mă opresc la 2 la 5 ori 7, că ăsta era rezultatul sumei, și să scriu mai departe, rezultă că 2 la 5 a... Deci să scrieți 2 la 5 ori 7, să scrieți ăla, rezultă. Nu mai pot corecta acum, dar așa trebuia să scriu, rezultă că 2 la 5 ori 7 se divide la 7. Și era ieșițul corect redactat. Deci acolo m-am grăbit. Și din punct de vedere al redactării, cineva mă poate taxa. Deci dacă eu scriu asta, un profesor care este exigent spune așa, că ai plecat de la S care este 2 la 5 plus 2 la 6 plus 2 la 7 și ai spus egal și am văzut cum ai gândit, 2 la 5 și am văzut cum ai gândit, ai calculat suma și suma asta e 2 la 5 ori 7, dar nu e 2 la 5 ori 7 împărțit la 7. E 2 la 5 ori 7, punct.
Și acum rezultă de aici, din clipa aceea, trebuia să spun o săgeată, rezultă că 2 la 5 ori 7 se divide la 7. Și atunci era redactarea corectă. Am să spun că la un moment dat, la faza națională, o elevă de-a mea a redactat, a făcut o teză perfectă la națională. Și era vorba de fiica mea, care în clasa 6 a fost la națională și la un moment dat a făcut o figură la geometrie, un triunghi acolo și a fugit pixul. Și în loc de B, cum era ABC, triunghiul notat acolo, i-a fugit și a apărut P. Și atunci corectorul a fost atât de capricios încât a zis că lui n-a văzut niciodată, niciunde în soluție P-ul. Și de aceea a scăzut 20% timp, parcă mai amintesc. Din 10. Deci trebuia 10 perfect. A luat tot premiul întâi, însă mi-a părut rău și ea a fost foarte supărată că de ce n-a putut să vadă chestia asta, că nu există nicio literă de P în toată problema. Așadar, mă întorc și spun, trebuie să fim foarte atenți la redactare. De aceea o să insistăm foarte mult pe redactare, că tu comunici cu profesorul doar prin ceea ce scrii, nu altfel. Acolo eu am câștigat un timp, adică am arătat că rezultatul acela se divide la 7. Dar egal 2 la 5 ori 7 împărțit la 7, 7 merge și așa, merge, îmi dau seama acum că 7 acela se divide la 7, nu a fost niciodată în urmă, înainte de egal. Deci poate să fie și așa, nu mă poate sancționa. Dar oricum ați făcut aici așa. Așa! Deci am arătat că acel rezultat, totul se divide foarte bine. Acum m-ai încurajat să spui că nu sunt motive de supărare, pentru că eu am încadrat acolo și acel rezultat se divide la 7. Da, e bine, e bine. N-a fost mai în urmă, în contextul egeșițului, în urmă n-a mai fost împărțit la 7 și divide. Se divide, e format din 3 puncte. Deci nu e împărțit la 7, ci se divide. Ori punem 3 puncte, ori punem bara aceea. Așa, ți amintești, nu? Pentru a arăta că se divide la ceva. Da, o bară așa. Așa. Ei, ori punem 3 puncte și... Păi și ori 3 puncte, ori bara, dar bara doar atât? O bară sau încă atât, ceva? O bară, deci în loc de 3 puncte se pune bara. Ori punem 3 puncte, de ce să pun 3 puncte? Pentru a face deosebiri între se împarte. Una spune că împărțit la 7, care poate da rest, iar prin 3 puncte înseamnă că restul împărțirii este 0. Se divide, adică împărțirea aceea se face exact. Deci e corect redactarea, nu, gata, mă retrag. Vreau să-l sancționez pe profesor, vreau să-i spun că n-a fost un pic neatent, dar acum mă retrag și îmi cer scuze pentru că am avut inițiativa asta, să fiu foarte exigent, dar nu merită, pentru că el spune se divide, pune 3 puncte, nu împărțire. E perfect, e corectă redactarea. Mergem mai departe, să vedem. Să ne întoarcem. Deci ce am spus? Să se arate că suma S se divide la 7. Alo? Ideea era... Da? Cu tot dragul să arăt mâna. Vă rog. Rușinea mea, dar nu m-am lovit până acum cu problemele astea. Mă rog, am și eu 2 copii în școală și se lovesc de matematică și am și o emisiune care se referă la părinți, cum cresc copiii și așa mai departe. Și apropo, spun la online. Și am început să mă documentez. Sincer, am sunat pe acest număr de telefon să văd dacă într-adevăr sunteți dumneavoastră și să vă întreb așa. Ați fi dispus să veniți la noi la o emisiune? Dumneavoastră locuiți în Bacău, așa e? Așa este, da. Și eu sunt tot din Bacău. Ce minunat, da. Da, ce mică e lumea. Da. Înainte să propun colegilor mei să mă lase să vin într-o deplasare, ați accepta invitația în emisiune? E minunat.
Eu mă gândeam când propune să ajung eu la emisiune, însă vreau să vă spun că eu am o problemă de suflet. Așa, mama mea este bolnavă, este de 4 ani la pat și îmi vine foarte greu să mă deplasez. Dar dacă dumneavoastră puteți ajunge, este minunat. Păi, fac așa. Acum e un pic cam târziu și nu am cum să... Am mai mulți colegi cu care trebuie să stau de vorbă despre asta. Eu propun asta și în cazul în care ei sunt de acord, vă sun din nou să stabilim o întâlnire. Dar așa de principiu, cum și când ați putea dumneavoastră, cum, ca să fac o orientare așa asupra programului, să știu cam când? Oricând. Deci când vreți dumneavoastră, la orice oră, eu sunt prezent. Cu, să spunem, în asta de după ora 8, când mă întorc la mama, în sfârșit că așa și până la 6 seara. Și o oră durează când mă duc acolo și rezolv probleme care le-am de rezolvat. În perioada asta, dumneavoastră hotărâți și nu încape discuții, ne vedem. Dar vreau să vă spun mai mult decât atât. Deci, apropo de o emisiune în care să facem ceva care să însemne mărturisirea lui Hristos. Pentru că în toată lucrarea asta a mea, vă spun cu toată convingerea, nu puteam să ajung să am 10.000 de ore de film pe cele două domenii, apicultură și matematică sunt cele două domenii, așa, decât de simțind foarte puternic sprijinul acesta al lui Hristos în spatele meu. Și trebuie să vă mărturisesc că ultimele lecții care le-am făcut acum sunt într-o lecție, vă și spun că se și înregistrează, m-a surprins aici, eu am răspuns la telefon. Pe Skype sunt la un filmuleț cu o fetiță din Alesia, se numește ea, din București. Așa. Și am răspuns la telefon că parcă am știut că mă sunați dumneavoastră. Nu știam că mă sunați. Domnule profesor, să știți că harul îl pune în om Dumnezeu și aveți foarte mare dreptate în ceea ce spuneți. Și da, aici ne întâlnim cu siguranță și sigur că eu cred că poate e și o discuție de calitate extraordinară. Dacă tot sunteți în lecție, da. Eu mă retrag ca să nu vă încurc lecția, că îmi imaginez. Nu m-ați încurcat deloc, dar mi-ați făcut o lecție foarte frumoasă, pentru că am mai avut așa o secvență, cred că acum vreo 2-3 lecții și cineva... Tot așa și exprima bucuria când mă găsesc de multă vreme și își făcea lecțiile cu copiii. Și spunea, domnule, aș vrea să trec în Bacău, numai să te văd și să strâng inima și să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce faci. Că atâția copii sunt, atât de mulți copii, părinți și bunici care sunt într-o situație disperată în momentul de față. Iar ceea ce faci dumneata, dacă din păcate nu este cunoscut, pentru toată lumea să fie cunoscut, pentru că în condițiile acestea am avea o egalitate a șanselor. Iar printr-o televiziune făcută treaba asta, ar însemna un lucru minunat, care nu poate fi comentat de nimeni, pentru că vedeți acum, îmi spunea, zice, cum se încearcă cu televiziunea, se încearcă așa, zice, învățământul ăsta online. Profesorii nu se vor expuși, nu vor să, așa, totul este... prăbușit, fără nicio șansă. Și iată că dumneavoastră spuneți că aveți doi copii, cu atât mai mult putem să stăm de vorbă. Mă interesează, acum vine vorba, la ce clase sunt? Copiii mei, eu am trei, de fapt, dar doi sunt în școală. Unul e în clasa a patra și unul în clasa a doua. Cei în școală. Iar cea mică are 5 ani, mă rog, mai are până atunci. Dar așa, cum să zic, motivată de situația prin care trec toți copiii, și simțind că pielea mea ce înseamnă învățământul la ora actuală și văzând că mulți profesori vor și la fel de mulți nu vor să facă, să producă învățare prin intermediul online, că ăsta este intermediul prin care putem acum, la ora actuală, nu avem ce să facem, din păcate. Mi-a zis un coleg de dumneavoastră și, nu știu, cumva în sufletul meu mi se pare că sunteți invitatul anului pentru mine la emisiune și momentului și așa mi-a crescut inima. Asta l-am legat în sufletul meu. Trebuie să recunosc că n-am prea multe minute de când am început să mă documentez
despre dumneavoastră și să fac aceste legături, de aia cuvintele sunt puține cele pe care le găsesc acum, dar mă minunez și mi se pare extraordinar să faceți dumneavoastră acest lucru de atâta vreme. De 20 de ani. Și da. Am văzut filmele, sunt vechi, Doamne, să vă dați Dumnezeu sănătate. Da. Și dacă vreți, până când hotărâți să ajungeți, vă propun să intrați coordonat. Dacă veți reuși să intrați la Prof Online, scrieți pe Google Prof Online. Sunt pe blogul dumneavoastră. Sunteți acolo și ați intrat la videomatematică? Aici unde sunt cele 1850 și câte alesia? 1850 și? 83. 1853. 1853 sau 56, mi se pare. 56 de lecții. Da, am văzut. Da. Și ultimele lecții sunt acolo făcute cu filme făcute cu Prof Online și Alesia în pandemie. Chiar așa, nu? Alesia, parcă așa scrie. Da. De fapt sunt 1857. 1857, iată că... ea știe mai bine numărul lecțiilor. Așadar, acolo veți vedea lecțiile făcute acum cu fetița de care vorbesc și, mă rog, mai multe lucruri vă puteți afla și cu copiii dumneavoastră. Acolo selectează, ați văzut butoanele acelea pe clase. Dacă aveți la clasa a patra, atunci vă duceți din stiva asta din 1800 și se trag doar lecții de clasa a patra. Dacă vă duceți la clasa a doua, apoi trageți de clasa a doua. Însă, cum este de făcut? Trebuie, pentru clasa a patra, vă duceți la clasa a treia ca să refacem toate lecțiile. Iar cu Alesia, noi am luat-o așa mai de jos și am pus niște lucruri la punct cu operații de mulțire, de împărțire, care sunt făcute la clasa a treia și din păcate sunt făcute uneori pe fugă. Deci vedeți niște lucruri și o să vă placă foarte bine dacă vedeți filmele cu lecțiile cu Alesia. Aici vă propun să ajungeți. În regulă. Eu o să mă documentez în continuare. Vă mulțumesc tare, tare mult. Nu vreau să vă rețin, că știu că e de lucru când vine vorba de copii, de lucru și mai ales când lucrați unul la unul, e nevoie și de atenție. Și vă mulțumesc tare mult că îmi îmbrățișați ideea de a veni la noi într-o emisiune, mă rog, de a veni în generic. Spus că propun să fac un drum până la Bacău, cu ocazia asta am văzut și părinții și așa mai departe. E minunat, vă aștept cu mult drag. Și ca să vă fie surpriza mare, eu am o tablă acolo la stupină și vă propun să facem o lecție în aer liber acolo la stupină. Extraordinar. Eu n-am nicio problemă cu treaba asta, da. Așa că... În aer liber, deci așa cum am început eu lecțiile să le fac acolo la stupină, în sfârșit de acum 20 de ani când am început treaba aceea. O să fie un film deosebit și știți acum la Bacău, deci la Traian este stupina și acolo e și tabla unde eu făceam, lucram la stupină, mai făceam o lecție și acolo voi umple de bucurie. Și încă ceva, sper să găsim și o soluție să vorbească cineva și în engleză, ca filmul să fie și în engleză pus. Știți? În felul ăsta, matematica nu are granițe. Deci, oriunde, eu am mesaje care vin din America, din... Uitați așa, acum, anul trecut, m-a sunat cineva, un medic din... o doctoriță din New York și îmi spunea că e din Bacău și că își face lecțiile online după Prof Online și că neapărat dorește când ajunge în Bacău să vină să mă vadă. Și bine, zic, veniți și nu-i problemă. Era din Comănești și ne-am găsit astfel și am stat de vorbă, am mers până la Comănești, am stat de vorbă, în sfârșit, și dacă aș putea, v-aș lua în America. Să facem acolo treaba, că nici nu știți ce mare valoare aveți și ce lucruri minunate putem face. Dar și de aceea mi-a venit acum în minte, poate gândim și varianta asta și în engleză, știți? Tradus atunci ar fi minunat. Dar ne gândim, vedem cum. Deocamdată e un gând, îl punem în da, practică. Da, cu drău dragă. Vă mulțumesc, domnule profesor, și vă doresc putere să mergeți mai departe, pentru că știu că nu-i deloc ușor ceea ce faceți și vă doresc să vă ajute Dumnezeu, să simțiți tot timpul ajutorul ăsta în spate. E imens, dar fără de Dumnezeu n-aș fi făcut nimic. Da,
Când mi-am dat seama că eu de Dumnezeu n-am știut o lungă perioadă de timp, dar Dumnezeu m-a ținut în brațe, că nu puteam să răzbat așa în bătălia asta cu sistemul, cu tot ce s-a întâmplat. Dar dau slavă lui Dumnezeu și mulțumesc pentru tot și pentru toate. Seară Dumnezeu și vă mulțumesc frumos pentru intervenția la acest moment. Din nou Hristos a hotărât asta. Ne-am rugat, i-am spus lui Alesia. Ne-am zis, Alesia, Dumnezeu să ne ajute să facem o lecție frumoasă ca și data viitoare. Și iată că Dumnezeu ne-a bucurat prin prezența dumneavoastră. Slavă lui Dumnezeu, mulțumim pentru tot. Doamne ajută, vă mulțumesc pentru dragul și ne auzim. Sărut mâna. Numai bine, sănătate. Da, hai să continuăm, că vezi, Alesia, ce minunat lucrează Dumnezeu. Încă o dată, vezi, nu știu, cred că te conving foarte tare. Hai să spun un lucru. Eu niciodată nu, copil fiind, nu, n-am avut de acasă, nu mi s-a spus, în sfârșit, Dumnezeu știe așa. N-am știut ce înseamnă ajutorul lui Dumnezeu. Dar pe urmă m-am speriat. Eu știi ce făceam? Mă așezam la masă fără să-mi fac cruce. Fără să zic Tatăl nostru, mă sculam fără să aduc mulțumire, mă culcam fără să zic rugăciune, mă sculam fără rugăciune. Eu eram ca unul care eram de capul meu. Dar când mi-am dat seama ce minunat lucrează Dumnezeu, m-am speriat. Și acum să ne continuăm lecția și iată o dovadă clară că lucrarea lui Dumnezeu se produce. Dumnezeu vine și ne ține în brațe pe amândoi. Noi știi că facem echipă. Dacă ne-am zis Doamne ajută, Doamne, Dumnezeu ne ajută. Asta e minunat. Să zicem. Trebuie să dau din nou că am oprit, că... Se vede? Da. Ai oprit discuția asta? N-ai înregistrat-o? Nu, asta am înregistrat-o. Am înțeles, numai că ai vrut tu să vezi direct. Am înțeles, dar ai înregistrat asta. Mă bucur mult. Mă gândeam că n-ai înregistrat-o, că n-ar fi fost chiar ok. Am și spus... S-a și bucurat doamna. Zicem mai departe. Deci acolo am scos pe 2 la 5 în factor și ne-a rămas 7, 2 la 5 ori 7 și deci se divide la 7. Corect. Corect. Mergem mai departe. Se caută numele ține, pentru că numele sunt foarte mari. Ci, pur și simplu, să ne gândim condiții pentru a te dea factorul comun 2 la 5, pentru că pe 2 la 6 îl putem surprinde ca fiind 2 la 5 ori 2, 6 din 5 plus 1. Pe 2 la 7 îl putem surprinde ca fiind 5 plus, adică 2 la 5 ori 2 la 2. Vedem aici factorul comun și îndată, după calculă, paranteza apare 7. Și asta înseamnă că se divide la 7. Mai facem 1? Ia să vedem. Zicem așa. Suma este. Cred că acum începe de unde am rămas cel cu 15. Așa, acum începe. Da. Sau cu 12, cred. Nu, cu 15, cred că este egal cu, să vedem. Păi da, acum a fost cu 7 și noi în spate am avut cu 15, este cu 12. Hai să vedem. Să vedem. 2 la a 9 plus 2 la a 8 plus 2 la a 7 plus 2 a, da, aveți dreptate, m-am uitat în caiet. Bine. A 6. Toate astea să arătăm că se divide la 15. Ia pune un stop un pic. Vezi tu că e ghișit să-i construi de mine pe loc. Nu citezi dintr-o carte, nu nimic. Ce se întâmplă? Cum crezi tu că am gândit ghișitul ăsta? Deci, în primul rând, e clar că ați luat-o descrescător. Da. Ați luat-o descrescător. Ați luat, cred că l-ați luat pe 15. De fapt, nu, ia stați puțin. 15. Am înțeles. Uitați, dacă adunați
dacă adunați 9 plus 8 plus 7 plus 6, da, îmi dă 30. Și 30 se împarte la 15. Ai, dar nu poți să aduni exponenții de acolo, Alesia, că doar nu e mulțire, e adunare. Știu, știu că nu pot. Deci, merge, tu, da, te întrebi de cum de-am fixat eu pe 15, nu? Da. Asta e, asta e. E foarte interesant că eu pe loc am compus exercițiul ăsta. Și cum, știi, dacă aș fi luat mai 2 la 8, hai să luăm deoparte 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6. Uite-te mai sus că au fost 2 la 5 plus 2 la 6 plus 2 la 7. Deci au fost 3 termene exercițiul anterior, știi? Știi? Au fost 2 la a 5 plus 2 la a 6 plus 2 la a 7. Dacă din suma asta ai luat doar așa, 2 la a 6 plus 2 la a 7 plus 2 la a 8, știi tu la cât s-ar fi împărțit? Ar fost rezultatul, la ce număr s-ar fi divizat? Da? La cât ia scrie așa. Numărul respectiv la cât s-ar divide. Deci 2 la 8, e scrie așa. 2 la 8, scrie pe caițelul tău. 2 la 8 plus 2 la 6. Pe tablă. Pe tablă un pic. 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6. Minimizează un pic. Minimizează cum făceai tu. Du în bară tabla. Păi n-am cum să, trebuie să oprezi. Nu opri atunci. Deci scrie tu și vorbește tu 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6, da? Da, deci 2 la... Scriu suma egală sau doar așa? 2 la... Numai atâta, suma. Calculezi suma asta. 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6 și vorbește. Plus 2 la 6. E egal cu. Cel mai mic care este dintre ei? Păi cel mai mic este 2 la 6 și îl scot în factor comun. Dar după ce scrii pe 2 la 8, cum îl scrii? Ok. După. Deci scriu 2 la 6. 2 la 6 pe lângă. 2 la 8 scriu ca 2 la 6. Dar nu poți să scrii, nu poți să scoți în factor comun că nu l-ai. Deci scrii așa 2 la 6. Pe 2 la 8, știi, primul termen al sumei este 2 la 8 acum, nu? Așa parcă am spus, 2 la 8. 2 la 7, 2 la 6. Dar deci 2 la 6 așa, după a 2 la 6 plus, dar eu am zis pe lângă. Stai o secundă. Numai pe 2 la 8, să umblăm la 2 la 8 acum scriem. Pe el de sine stătător. În loc de la 2 la 8 putem să scriem în locul lui 2 la... Poți să scriu 2 la 7 plus 1 sau poți să scriu 2 la 6 ori 2 la 2. Așa, așa scrii, 2 la 6 ori 2 la 2, plus. Păi da, da, ok. Deci 2 la 6 ori 2 la 2, plus, mai departe. Plus, pe 2 la 7 îl scriu ca 2 la 5. Nu, tot la 6. Trebuie la 6, ok. Așa. Deci, 2 la 6 ori 2 la 1. Bun. Și plus 2 la 6 care 2 la 6 care las așa și 2 la 6 ori 1. Pui și ori 1 că nu deranjezi cu nimic. Da. Și acum egal mai departe. Ce observi la cei trei termeni? Cine este comun de la un cap la altul? 2 la 6. Corect. Și atunci vei spune 2 la 6 pe lângă. Acum scrim egal cu 2 la 6 pe lângă. Perfect. Perfect ai făcut. E minunat așa. 2 la 6. Deci egal cu 2 la 6, nu plus. Șterge pe primul acolo. 2 la 6 plus. Acolo ștergi. Nu, pe primul 2 la 6. N-are rost acel 2 la 6. Când în loc de 2 la 8 ai scris 2 la 6 ori 2 la 2. Da? În loc de 2 la 8, sublinează pe 2 la 8 și arată prietenul nostru că în loc de 2 la 8, tu ai scris ce ai scris? Dedesubt, ai scris dedesubt 2 la 6 ori 2 la 2, ca să vadă prietenii noștri. Așa. În loc de 2 la 7,
ai scris 2 la 6 ori 2 la 1 și 2 la 6 l-ai lăsat neschimbat, dar ai spus-o în plus ori 1. Și egal mai departe cu. Pe cine vedem noi comun peste tot? 2 la 6, descriu 2 la 6. Acum 2 la 6 pe lângă, da? Da. 2 la 6. 2 la 6 pe lângă. De aici și acum zic ce mi-a mai rămas. Exact. Din primul termen, pe 2 la 6 fiind în față, da, mi-a rămas doar 2 la 2. 2 la 2 plus aici încă 2 la 6 e în față, mi-a rămas 2 la 1. Corect. Plus 2 la 6 în față, mi-a rămas ori 1, adică 1. 1 plus 1. Și egal mai departe. Și egal mai departe. Cu. Păi, deci, am zis și eu. Și acum scriu. Face 2 la 6 ori. Facem suma aceea. 2 la 6 ori. Suma aceea. 4 plus 2, 6 și cu 1, 7, nu? Da. Deci, ar însemna că doar suma celor 3, fără 2 la 9, fără 2 la 9, se divide la, exact la 7. Acum îl luăm din nou. Acum eu spun cum am gândit eu acolo la tablă în scurt timp. Deci acela se divide la 7. De ce motiv? Pentru că este un produs în care se află nu și factorul 7. Da. Bun. Acum să luăm exercițiul celălalt. 2 la 9 plus 2 la 8. Hai să luăm cum era la predat acolo. În film. Deci 2 la 9, că așa începea. 2 la 9. Dumneavoastră ați lăsat 7, am luat mai 3. Am luat mai 3. De la 2 la 8 am plecat. Deci eu când am făcut în mintea mea, m-am gândit la cei 3 care au avut repede în calcul pe divizorul respectiv. Așa. Am scris mai mare să se vadă. Bun. Și acum, face aceeași chestie. Deci din primii trei știi cum se scriu? Ultimii 3. Se scriu 2 la 6 ori 7, ultimii 3. Subliniază pe ultimii 3 termeni, de la 2 la 8 încolo. 2 la 8, da? Cât e suma aceea? Că e făcută de noi. E 2 la 6 ori 7. Uite-o sus, e calculată. Da. 2 la 6 ori 7. Și egal mai departe cu... Egal în linie poți să mergi. Deci în linie acolo, egal acolo, în linie, nu dedesubt. Egal cu 2 la 9, pe care îl poți scrie cum pe 2 la 9? 9 poți să scriu ca 2 la 6 ori 2, ori 2 la 3. Corect. Scrie 2 la 6 ori 2 la 3. Da, eu vreau să scriu, dar nu sunt în cap. Plus? Nu, cât se încape acum? Cât se încape? Nu știu și astea toate. Plus 2 la 6 ori 7. Corect. Și acum din cei 2 pe cine scoți în factor comun? 2 la 6. Corect. 2 la 6 pe lângă. Deci egal acolo 2 la 6 pe lângă. 2 la 6 pe lângă 2 la 3. Adică cât faci 2 la 3, să putem spune repede? Sau scrii 2 la 3 să vadă prietenii noștri toți. 2 la 3 plus 7. Plus 7. Din 2 la 6 pe lângă 2 la 6 ori? Dar la 3 de 15. Ăsta era. Deci ăsta e motivul. E 2 la 6 ori 15. Deci eu am fost foarte atent, am legat exercițiul pe care l-am compus cu cel dinainte. Cel dinainte avea 3 termeni. Era 2 la 5, 2 la 6 și 2 la 7. Acum am mers un pic mai sus, 2 la 8, 2 la 7, 2 la 6, care știam că se divide la 7, și am mai pus un 2 la 9 în față, care au avut pe 8 în componență și am zis că când îl scot pe 2 la 3, 6 în factor, rămâne 15. Și clar, exercițiul, așa l-am compus. Da.
Știi, de multe ori spuneam, îți propuneam ție, hai să pătrundem mintea autorului. Ai văzut de foarte multe ori la tablă, eu nu stau cu o carte, rar se întâmplă să stau cu o carte în mână să mă uit pe la un exercițiu, de regulile le compun pe loc acolo. Și acum am arătat cum am gândit eu exercițiul ăsta. Tu ai putea să gândești acum, apropo de exercițiul ăsta făcut cu patru termeni, și să compui pe loc acum un exercițiu, încât să arăți că se divide cu o sumă mai mare, cu mai mulți termeni, nu din patru, ci din cinci termeni. Deci eu dacă am plecat de la 2 la 9, tu pleacă de la altcineva. De la cât să pleci? Păi stați că dumneavoastră v-a venit ideea pe loc, așa trebuie să mă gândesc un pic. Ce frumos, păi. Ce minunatește. Hai să te ajut. Da, e superb, așa cum ai spus tu. Da, tu ai spus atât de frumos și elegant, ai spus așa. Bine, dumneavoastră aveți atât antrenament și nu, de-a lungul timpului, de aceea compuneți așa pe loc. Dar eu acum trebuie să înțeleg încă o dată. Hai să facem legătura cu cel dinainte. 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6, care am arătat, se divide la 7. 2 la 10 plus 2 la 9 plus 2 la 8. Ai, că e tare, e foarte tare. Sigur că da, cu 2 la 10. Ia să vedem cine iese. Șterge deasupra. Nu șterge acolo, că trebuie să te folosești de el. Acolo sus. Foarte tare. Foarte tare. Și dacă se împarte la 30? Nu știu dacă la 30. Oricum, toată asta era 15 și mai vine un 2 la 10, 2 la 10, nu știu cât face. Hai să muncim. Pe loc nu pot să-mi dau seama. Dacă vrei să fac eu un pic de efort, am un 2 la 4, care face cât 16 și cu 15, 31. Trebuie să ne dea 31 acolo. Gata, am făcut. Deci arătăm că se împarte la 31. Începe sus și scrie 2 la 10 deasupra. Deci 2 la 10. Nou în exercițiu sună așa. 2 la 10 plus 2 la 9 plus 2 la 8 plus 2 la 7 plus 2 la 6 dacă se împarte la 31. Se divide. Se divide. Pune 3 puncte. Da? Deci toată suma ce o pui în paranteză, totul de la 2 la 10, totul să se divide. Dacă folosești două puncte, nu-i bine. Deci toată să se divide așa. Se divide la 31. Asta să dovedim noi. Corect. Foarte bine. Și începe. Ok. Să începe. Da. Sigur poți să șterg asta aici? Las-o că ne folosim de ea. Bine, dar când ajung aici jos și nu mai am loc, o să șterg. Atunci o să șterg, dar până acolo avem spațiu. Să vezi că ne descurcăm. Prima dată am să las pe 2 la 10 și am să îi scriu pe ceilalți altfel. Și am să scriu 2 la 10 plus 2 la... doi la 9 am să-l scriu ca trebuie tot cu 2 la 10. 2 la ce minus 1? Nu! La cel mai mic din tot cârdul. Cel mai mic din tot cârdul e 2 la 6. Copiem exact de desubt. De ce ți-am să lași? Iau pe cel mai mic. Da? Deci 2 la 10 ai zis că lași. 2 la 10 plus. Dar de ce să-l las? De ce să-l lași? Uite, poți să umbli la el. Că îl exprim tot cu ajutorul celui mai mic. Adică cât? Da, bravo. Care e cel mai mic din toată suma asta, de până la capăt? 2 la 6. 2 la 6, sigur că da. Și atunci vei pune în loc de la 2 la 10 cât să pui? 2 la 6 ori 2 la 4. Corect, corect, foarte bine. 2 la 6 ori 2, scrie. 2 la 6 ori 2 la 4. Plus, și ca să nu mai muncim la ceilalți toți,
Dacă vrei, muncim, dar toate ceea o știi cât este. 2 la da, foarte bine, foarte bine. Bine, bine, perfect. Plus 2 la 6 vorbește ori. 2 la 3. 2 la 2 ca să dea 2 la 8, plus 2 la 6 ori 2 la 1. Da. Ca să dea 2 la 7 și ori... Plus și plus mai departe. Plus 2 la 6, da? De la 6 ori 1. Ori 1. Și egal cu. Păi și acum, la, la, factorul comun e 2 la 6. Corect. Și o să zic 2 la 6 pe lângă. Da, zic 2 la 6 pe lângă și văd ce mi-a mai rămas. 2 la 6 e în față, deci mi-a rămas 2 la 4 plus... Perfect. 2 la 6 e în față, mi-a rămas 2 la 3, plus e în față, mi-a rămas 2 la 2, 2 la 2, plus 2 la 6 e în față, deci 2 la 1, și plus 1. Da, și egal cu mai departe. Da, și mai departe este egal cu, scriu 2 la 6, pe, adică nu pe lângă. Da, 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 pe lângă și calculul în paranteză. Da, și calculul din paranteză. Și știu că și 2 la 4 înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2, adică 16. 16, corect. 16 plus 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2, 8. 8. Plus 2 la 2 înseamnă 2 ori 2, 4. Plus 2 la 3 înseamnă 2 ori 1, nu 2. Da. Așa, plus 1. Corect. 2 la 6 pe lângă 16 plus 8, 24. 24 plus 4, 28. 28 plus 2, 30. 30 plus 1, 31. Nu mai prin paranteză? Exact. No. Deci arătăm, se divide la 31 și e adevărat. Deci semnul tău de întrebare dispare. Semnul de întrebare care l-a avut la început, lasă-l acolo că tu așa ai început. Întrebarea era se divide, acum se divide. Așa cum ai arătat, se divide numărul ăsta. Deci când l-am compus, eu pur și simplu am știut că toată bucata aceea de la 2 la 9 până la 2 la 6, făcea 2 la 6 ori 7, nu, ori 15 făcea. Și am mai pus un 16 în față, adică știam din exercițiul anterior că 8 plus 4 plus 2 plus 1, acolo da 15, și mai știam că mi-a pus un 16 și am pus 31. Vezi? Foarte tare este chestia asta. Deci am arătat că suma aceea se divide la 31. Dacă tu ne-ai fi știut asta, șmecheria asta așa de tare, ar fi trebuit să calculezi pe 2 la 10. Deci elevul care nu știa să facă șmecheria cu scoaterea în factor comun a celui mai mic, făcea 2 la 10, îi dădea 1024. 2 la a 9, îi dădea 500 și nu știu cât, 12 parcă. 2 la 8, îi dădea iarăși jumătatea lui 500, 256. 2 la 7, 124. 2 la 6, nu știu cât iarăși mai dădea. În final trebuia să facă suma aceea, găsea un număr mare, urma să-l împartă la 31 și să constata că împărțirea se face exact. Dar el pe traseu putea să greșească foarte mult. Deci avea un risc mare în lucru pentru că și consum mare de timp. Păi faci 2 la 10, 2 la 9, 2 la 8, 2 la 7, 2 la 6, le aduni, faci un număr mare acolo de nu știu cât, cred că aproape 2000 și ceva. Și pe urmă să împarți, să faci împărțirea, să vezi, să nu greșești. Ai, consuma... pe o eternitate, mai bine cu metoda asta. Dați seama dacă aș avea la test și eu n-aș ști să fac asta oră întreagă, aș pierde testul pentru un exercițiu. Asta e, Alesia. Vezi,
Nimic nu se face în matematică de dragul de a pierde timpul. Ci a mări ritmul foarte mult și precizia și ritmul la lucruri, deci câștigi foarte mult timp, în loc să faci munca aceea și tu ai fi spus așa, eu am făcut egeșiță și nu mi-a ajuns timpul. Foarte mulți copii spun așa, am lucrat, dar nu mi-a ajuns timpul. Pentru că ei se duc pe drumul cel mai greu, pe ocolite și foarte dificil, foarte dificil. De aceea noi avem șansa să gândim de acestea făcute. Vreau să spun că ușor, ușor, ele au un grad de dificultate foarte interesant, mare, chiar aș spune, și spun cu toată părerea, sunt se apropii de tipul subiectelor date la Olimpiadă. Adică au un grad de dificultate sporit. Mulți copii se vor duce pe varianta asta de a face calculul, cum ai spus tu, și ei, muncind acolo, nu au nicio șansă să facă ieșițiul acesta. Vreau să mai facem încă... Mai compune tu încă unul. Ia să ved. Hai să facem. Aș face 2 la 11. Dar nu neapărat cu 2. Ia-o cu 3. Tu fă un ieșițiu cu 3 și începi să compui ușor. Cu 2 termeni, cu 3 termeni. Deci compuneți tu așa cu baza 3. Ok, poți să știi că e. Da. Nu trebuie neapărat să încep de la 11, nu? Nu. Tu pur și simplu începi cu baza 3 de la cât vrei tu. O să mă gândesc de pe acum care e cel mai mic. 2 la... Nu, 2, 3. Am spus 3. Da. Deci, 3 la 14. Da. Plus. Da. 3 la a 13. Plus 3 la... Oh, nu ce... Scriam așa. 3 la 12 plus... Stop, numai atâta, lasă numai 3 termene. Și să lucrăm pe urmă ușor, așa, să vezi tu ce interesant, că numai cu 3 pornim acum pentru început. Da, deci bine. Egal mai departe. Adică nu e egal, se divide între 3 și 12. Șterge plusul și... Da, se divide... Nu știu. Deodată poți să faci lucrul ăsta. Eu nu m-aș grăbi. Nu știu dacă poți să... Se divide, hai că nu știi. Ba da. Am să iau număr și am să zic că merge. Zi. Deci aici, practic, asta vine 3 ori de 14 ori. Îți dai seama, nu? Vei spune 3 la cât acolo? 3 la 12-a. Nu? Că tu pe cel mai mic ai 12. 3 la 12, vei scoate în factor, ai un 3 la 2, practic, paranteza tu o calculezi acum. Paranteza aceea cum a fost sus 16 plus 8 plus 4. Acum diferența, de acolo apare 31, nu? Am lăsat-o mai jos un pic. Ai lăsat-o mai mic. Bun. Dacă parcă prea. Dar tot mult ar da. Stai, dar tu pe cine? În paranteză, dacă îți scoți pe 3 la 7, tu faci în mintea ta chestia asta. 3 la 7, dacă scoți în factor comun, rămâne un 3 la 2. Că diferența între 9 și 7 e de 2, nu? 3 la 2 plus 3. 3 la 2 cât face? 9. Nu? E 3 ori 3. Paranteza, acolo mă gândesc eu, că de acolo apare numărul. Deci 3 ori 3, 9. Din la 3 la 8 cât rămâne când ai scos pe 3 la 7 în factor? Rămâne un 3. Da. 9 cu 3, 12. Și cu 1? Și cu 1 de la 3 la 7, că rămâne 1 la sfârșit, 12 și cu 1, 13. Deci acest număr se divide la 13. Da? Deci hai să o iei tu încă o dată mai ușor, să văd dacă ai înțeles. Deci spui așa.
Da, chiar ar merge să mai spuneți ceva. Da. Cel mai mic, spui așa, eu mental fac acum, cel mai mic este 3 la câta? Cel mai mic este 3 la 6. Îmi imaginez că l-am scos în factor comun. Da, și am scris 3 la 7 ori și îl scriu pe 9 ca, îl scriu pe 9 ca 3 la 7 ori 2 la 2. Ori 3 la 2. Ori 3 la 2. Da. Oh, ce 3. Ia scrie, hai să iei ușor, nu poți să te, e prea mult, adică te forțezi. Deci scrie de desubt, în loc de 3 la 9, zici 3 la a 7-a ori 3 la a 2-a. Așa, plus. Păi da, Adam. Plus. 3 la 7-a ori 3 la 1-a plus 3 la 7-a ori 1. Egal mai departe, egal cu, scotim în factor comun. Scotim în factor comun pe 3 la 7 pe lângă. Adică nu, nu. Da, pe lângă. Pe lângă, aici mi-a rămas 3 la 2, fiindcă 3 la 7 aici, aici 3 la 7 aici, deci mi-a rămas plus 3 la 1, care e așa. Plus 3 la 7 acolo, deci plus 1 și atât. Da. Așa, și acum, 3, acum scriu 3 la 7 ori, și calculez paranteza, 3 la 2 ar însemna 3 ori 3 de 2 ori, adică 9, plus 3 la 1, adică 3 ori 1. Da. Și punem paranteză, punem paranteză pe ăștia, de la 9 începând. E, așa a fost, nu? Totul se mulțește cu 3 la 7, deci așa trebuie făcut. Și egal mai departe, ca și rezultat. 9 plus 3, 12, plus 1, 13. Ce tare! Vezi? Aici este numărul care se calculează, din paranteze. Deci eu când compun exercițiu, mă gândesc repede. Am un 3 la 2, dintre 9 și 7, diferența e 3 la 2. Zic, în paranteză am un 3 la 2, dincolo am un 3. Și zic 9 cu 3, că 3 la 2 face 9, 9 cu 3 fac 12 și cu 1, 13. Ăsta e numărul pe care îl găsesc. Da? Da. Deci asta era șmecheria. Dacă da, tu mergeai cu 3 la 14, hai să mergem cu exercițiul acela cu 3 la 14. Te-ai speria că erau numerele mari, că doar nu calculezi 3 la 14. Ia scrii din nou. 3 la 14. Când înainte să-l aflu pe 13, aș fi putut să las gol, să rezolv aici, să văd cât e aici și tot. Da, da. Tu la compunerea, deci la compunerea exercițiului, tu fiindcă ești la început, sigur că tu așa trebuie să faci. Eu am făcut mental exact ca atunci când am început cu împărțirea, știi, că venea greu să faci deodată în mintea ta cât face, cât de câte ori merge, dar da. Nu, așa și aici, tot aceeași chestii. Sau mă puneați când îmi dădeați două numere să le mulțesc și apoi spuneați, le mulțeam într-un fel și apoi să le schimb. Și eu mă gândeam, dar oare de câte ori ar merge? Și mi-am dat seama că de fapt e celălalt număr. Sigur că da, sigur că da. Deci, imediat am descoperit că împărțind la unul din factori, obțin celălalt factor. Că doar da, produsul lor le-ai luat, sigur că da, așa se construiește. Acum, du-te acum tu și faci cu 3 la 14. Și așa, așa cum ai, să nu te sperii, că este același lucru. Numele, că așa ai pornit și te-ai întors înapoi. Deci să se arate că 3 la puterea 14, sus, acolo deasupra. Plus 3 la, tu ai spus 3 la 13, parcă? Da. 13 plus 3 la 12 și atât am zis. Atât. Se divide la și nu știu numărul, spui. Da. Nu știu numărul. Eu îl compun, așa spune prietenul meu, compun și nu știu dacă se divide. Da. Și acum spune, cum ai de gând să construiești, să lucrezi? Cum am de gând să calculez ca aici, ca să aflu, să văd și eu cât este, la cât se divide.
Da. Păi, mă uit în primul rând care e cel mai mic de aici. Și văd că cel mai mic e 3 la 12. Și zic așa, vreau să scriu pe 14 altfel. Și le-am pe 3 la 12. Și am să scriu că 3 la 14 este egal cu 3 la 12 ori 3 la 2. Pentru că știu o proprietate, spune. Știu proprietatea că două puteri se mulțesc. Știu proprietatea că două puteri mulțite. Care au aceeași bază. Care au aceeași bază. Păstrez baza, adun exponentul și dacă adun exponentul, chiar îmi dă 14. Perfect, așa. Plus, următoare. Vreau să-mi scriu pe 3 la 13 ca 3 la a 12 plus 3 la a 1. Ori 3 la 1, atenție, nu ori, plus. Ori, firar. Așa. Plus, pe 3 la 12 ar scriu ca 3 la 12 ori 1. Așa. Îl lași neschimbat. Și doar zici ori 1 ca să-ți vină clar. Și acum spui. Și acum îl scot în factor comun. Și zic 3 la 12 pe lângă. Și văd ce mi-a mai rămas mie de aici. Păi 3 la 12 e deja aici. Deci mi-a rămas 3 la 2. Plus 3 la 12 aici. Mi-a rămas 3 la 1. Plus 3 la 12 aici. Ori 1. Acum 3 la 12. Tot. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Atenție multă. Da. Și acum zic ori și calculez paranteza. Și văd așa că 3 la 2 e 9, 3 la 1 e 3 plus 3 și 1 plus 1. Și am 3 la 12 ori 9 plus 3, 12, plus 1, 13. Și vedem că se divide la 13. Și acum, la întrebarea ta, la cât să se divide, răspunsul e foarte rapid. Te duci sus, spui 13. Da. Că tu l-ai gândit, Egeșițiu. Acum l-ai compus pentru toți ceilalți, nu? La vedere. Dar tu când compui Egeșițiu, te poți gândi... Și când îl formulezi, să se arate că 3 la 14 plus 3 la 13 plus 3 la 12 se divide la 13, nu? Ei, deci așa se compune găștițile. Uite, dacă ai fi plecat de la 3 la 15, ia să vedem dacă pleci la 3 la 15 și te oprești la 3 la 12, la cât se divide? Nu mai cred că la 13. Nu, nu, e alt număr. Ia să vedem. Cum gândim? Cum gândim? Da. Deci vă propun așa, spui, vă propun un alt exercițiu. Vă propun un alt exercițiu, să vedem. Și te rogăși, da? Da, da. Dacă am fi avut 3 la 15 plus 3 la 14 plus 3 la a 13 plus 3 la a 12, la cât oare s-ar fi? La cât s-ar divide? La ce număr s-ar divide, da? Întrebare este. Suma asta. Eu aș putea să fac... Adică aș putea să fac într-o parte pe caiete repede ca să aflu la cât se divide. Da, dar tu o faci la vedere de data asta. Pentru prietenii noștri, pentru că vrei să le arăți cum compui egeșițiul. Deci eu aș putea să fac de o parte și să vă spun și să vedem numărul respectiv, dar acum o fac pentru voi. Da. Arată-le. Păi, ca să aflăm la cât se divide această sumă, haideți mai zis. Calculăm. Și facem așa. Mă uit eu care e mai mic. Ca de obicei, 3 la 12 e mai mic. Ca sus aici. Și luăm pe 3 la 12 și vreau să-mi scriu pe 3 la 15 diferit. Și vreau să scriu pe 3 la 15 ca 3 la 12 ori 3 la a 3-a. Corect. Plus
E acum vreau să fii șmecheră. Vreau să fii șmecheră și spui că nu mai muncesc eu pentru cei trei, că pe cei trei am făcut mai sus. Vedeți voi și sunt cu cât e suma toată calculată, suma de la 14 începând. Că e calculată. Da, dar de ce să nu scriu? Da, da, că tu că ești șmecheră acum, că ai făcut munca aceea și de aia ca să câștigi timp. E făcută mai sus, cât e toate greșițul, suma de sus calculată, e 3 la 12 ori 13. Uite, o ai final acolo, ultimul rând. E 3 la 12 ori 13. Și egal mai departe cu, uite cât de șmecher ești, ca să nu muncești pe, din nou. Egal mai departe cu... Scriu 3 la 12 pe lângă... Deci mi-a rămas doar 3 la 3, că ăsta e aici, da. 14. Plus 13, plus 13. Iar 3 la 3 este cât? Așa, 3 la 3 este 3 ori 3 ori 3, 27. Da. Și am... plus 13, 3 la 12, ori 27 plus 13, 0, 40. Așa. Deci numărul la care se divide cât este? La 40. Foarte tare, foarte tare. Ce ai mai descoperit aici? Fiindcă suma de mai înainte ai făcut-o, n-ai mai muncit să scrii pe fiecare, că tu puteai să o iei în continuare. 3 la 12 ori 3 la 2, plus 3 la 12 ori 3 la 1, plus 3 la 12 ori 1. Ieșea 3 la 12 în factor de la un cap la altul și aveai 3 la 3, adică 27, și plus, exact cum a fost 3 la 2, 3 la 1 și 1, care făcea la adunare în paranteză 13, dar tu deodată ai mărit ritmul. Că și la compunere, prin șmecherii, prin șmecherii, ca în compunere, când ai făcut deja exercițiul mai înainte, cu un pas în față, de la trei la, cu un pas mai în urmă, să zicem așa, cu trei termeni, și ai știut numărul 13, te-ai folosit de el. Așa m-am folosit eu de a-mi găsit repede pe 15 atunci în exercițiu. Deci asta a fost șmecheria pe care am folosit-o eu cu multă abilitate, de a putut da răspunsul pe loc acolo. Că eu nu am... Nici într-un caz n-am făcut exercițiu de acasă. Nu. Acolo, pe loc l-am compus. Dar m-a venit așa, adică părea ca și când îl citeai de undeva, dar noi nu vedeam. Și l-ați spus așa, parcă nici nu v-ați gândit. Ți s-a părut mult prea repede, da? Da. Deci, exact ce am făcut aici, am făcut și acolo, că aveam un 7 înainte. În exercițiul anterior arătasem că suma aceea se divide la 7. Și acum eu am mai pus un 2 la 3 care mi-a venit acolo în față și 2 la 3 face 8, 8 și cu 7, 15. Și gata, am făcut exercițiul. Deci, în timp ce scriam, mă și gândeam la... se divide, ia să văd eu, și atunci am zis 8 cu 7, 15, și gata, am făcut exercițiu. De aceea nici n-a părut că stau și gândesc la exercițiu, ci pur și simplu parcă l-am citit din memorie, parcă era deja făcut, nu? Asta vrei să spui tu. Da. Continui videoclipul? Da, hai să vedem la videoclip ce chestiuni interesante mai sunt. A, imediat. Dau repede înapoi. Se vede? Da. Deci dau drumul, da? Da. Acum încercați să faceți dacă se divide la 15. Da. Păi facem că suma este egal cu... Așa, suma este egal cu... 2 la a 9 minus... Adică tu ai pus ochii pe cine? 6, e cea mai mică. Așa? Și atunci în ochii 9 să zice cât? 9 din 9 zice
6 plus 3. Nu vine așa? Dar ce obține pe 2 la 6 peste tot, nu? Deci, văd peste paria, văd tare. Deci, cel mai mic exponent dintre toți este 6. Și atunci, pe 9, exponentul 9, îl transcris în funcție de 6. Pe 8, în funcție de 6. Pe 7, în funcție de 6. Încât, aplicăm după aceea proprietățile, să putem vedea că e comun, visul meu, să fie comun 2 la 6. Deci, începem. 2 la... 2 la 6 plus 3. Hai, noi vom putea 6 plus 3, plus 2 la... 2 la 6 plus 2. Da, plus 2 la... 2 la 6 plus 1. Așa. Plus 2 la 6. 2 la 6. Egal cu... Este egal cu 2 la 6. De lângă... Nu. De unde provine? Adunarea exponenților. De unde vine? De la? Adunarea din la mulțire. Adunarea exponenților vine de la o mulțire de două puteri. Cum o scrie? Acolo. Adică vă scrie 2 la... 2 la 6 ori 1. Vezi că ai cu 3? Ori 2 la 3. Uite proprietatea mea acolo, care ai învățat 2 invers. 2 la 7 plus 3 e 2 la 6 ori 2 la 3. Deci 2 la 9, hai să mergem departe. 2 la 9 este 2 la 6 plus 3. Da. Care înseamnă 2 la 6 ori 2 la 3. Pentru că n-am spus două puteri, cum se mulțează puteri ca acele baze? Că se copie în baza, da? Și se adună exponenții. Exact. Fiind adunați exponenții, fiind adunați, provin la mulțirea două puteri. Da, fiindcă sunt adunați. Și noi, pe rog, ați spus că 6 plus 3, că am nevoie de 6. Puteam să zic pe 9, ca 4 plus 5. Dar cum încălzea? 6 plus 3, pentru că la 22 la 6. Da? Și atunci zic, egal mai departe. Că 2 la 6, da. 2 la 3. Plus. Plus, acum unde suntem? Plus 2 la 6. Așa. Ori 2 la 2. Da. Plus. Plus 2 la 6. Plus 2 la 3. Ori 2 la 3. Așa. Plus 2 la 6. Plus 2 la 6. Cât termine are adunarea cu suma? Cum ai găsit 7? Câți termeni? Așa a văzut 1, 2, 3, 4. Câți termeni? Sunt la adunare. Întâi nu la tuturor să fie spus, dar să fie la mulțirii. Deci câți se adună? Un termen, al doilea, al treilea și al patrulea. Pune stop un pic, Alesia. Vezi, nu este clar ce înseamnă termenii adunării. Da, uite, mai, cu un pas mai în urmă, sunt patru, vezi, sunt patru termeni. Adică 1, 2, 3, 4 despărțiți prin semnul plus. În momentul în care am un produs, cei doi se numesc factori, dar ei împreună au format termenul dinainte. Adică 2 la 6 ori 2 la 3 au format termenul 2 la 9 al adunării. Deci termeni sunt cei care sunt despărțiți prin plus și eu, sau plus sau minus, arată-le prietene, sunt patru termeni acolo. Iar eu tot insist, câți termeni are adunarea? Răspunsul are patru termeni.
Așa, când am văzut de dincolo de egal scris 2 la 6 ori 2 la 3, 2 la 6 ori 2 la 2, 2 la 6 ori 2 la 1 ori 2 la 1, 2 la 6, am întrebat câți termeni are. Aceiași termeni sunt 4. Ea, cum o găsit acolo? Eu am numărat 2 la 6 și cu un 2 la 3, 2, 2, 2, adică 4, 6 și cu 1, 7. Da? Dacă ar fi fost toți despărțiți prin plus, ar fi fost 7. Dar primii 2, acolo sunt 2 factori a acelui termen, a lui 2 la a noua, pentru că, repet, când zic câți termeni are adunarea sau scădere, la ei la asta mă refer. Că fiecare termen e format dintr-un produs de factori, e altă poveste. Da? Deci asta, așa trebuie înțeles exercițiul. Așadar, uite de vezi tu de la ce nivel am plecat și o să vezi mai departe ce exerciții frumoase facem. Eleva respectivă a ajuns chiar la olimpiadă. Deci a luat mențiune la faza județeană, la Bacău aici, în clasa a 5-a. Dar pe parcurs am lucrat din ce în ce mai frumoase exerciții și interesante, foarte interesante. Și acum să continuăm cu... Dă-i drumul la exercițiu. 2 la 6 ori. Pe 2 la 3 îl facem, Ștefania, Dalia, cât e 2 la 3, oare? 2 la 3 este 8. 8. 2, 3, da? Ori 8. Plus 2 la 6. Ori 2 la 6 e... Nu, 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 2 la 6, că lăsat e comun. 2 la 6, 2 la 2, are 4. 4. Plus 2 la 6 plus ori 2. Ori 2, ok. Plus 2 la 6. Ori 1, da. Ori 1, poți să scrie asta. Nu uite pe ăsta să scrie ori 1. Pentru că, îndată, iată că vedem factorul comun. Care e comun? 2 la 6. Așa. Și scoate. Pe lângă 8. Plus 4. Plus 2, plus 1. Și egal cu 2 la 6. Și egal cu 2 la 6. Ori. Ori 15. Ori 15. Și în 4. Și în 4 exact la 15. Vezi? Foarte tare, foarte tare. Hai să arătăm că suma următoare ies. Egal cu 1, plus 2, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4. Acum o face special dacă se divide la 7. Deci o altă sumă, nu? Da, care am făcut-o și noi. Deci am făcut-o, da? Să arate că se divide la 7. Da, să vedem cum face. Ia să vedem, să urmărim. Plus 2 la 6, plus 2 la 7, plus 2 la 8. Să arătăm că suma asta toată se împarte, se divide toată, toată suma asta cu tot fi, se divide singur la 3. Ia să vedem. Nu. Se divide sigur la 7. Să arătăm toată suma asta, se divide la 7. Prima dată ați zis 3 și apoi v-ați gândit și ați socotit. Ah, așa, uite, îmi place. Punându-mi întrebările acestea, înseamnă că te frământă problema asta, cum te-am calculat acel 7 atât de repede, nu? De ce am renunțat, nu, de ce am renunțat la 3? De ce nu m-am menținut cu 3? Se divide la 3 și am... Ce nu critică? Da, și de ce m-am dus la 7? Acum eu încerc să-mi dau seama
De ce am făcut acest lucru? 1 și cu 2 și cu 2 la a doua. Primii 3 cât fac? 1 plus 2 plus 2 la a doua. Păi 1 plus 2 e 3 și 2 la a doua, adică 4, 4 plus 3 7. Corect. Primii 3 fac 7, da? Asta că dumneavoastră acum așteptați să șteargă tabla și după să șteargă tabla și după ce doamna șterge tabla, dumneavoastră ziceți, uitați, primii 3 dau 7, apoi cum ar fi dacă ultimii 3 au dat tot 7 și de acolo rezolvați. Aha. Deci următorii 3, i-am făcut grupii de câte 3. Da, următorii 3, 2 la 3, 2 la 4 și 2 la 5. Dacă ne uităm pe grupa asta de 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5, cel mai mic este 2 la 3. Se scoate 2 la 3 în factor și va ieși 1 plus 2 și plus 4, iar un 7, la fel din ceilalți. Și atunci eu repede mi-am zis, 7 peste tot, și atunci totul va fi divizibil la 7. Da? Asta e calculul care l-am făcut eu în minte. De aici, de la partea asta, până la sfârșit m-am uitat eu astăzi și am scris pe caiet. De aici, da? Și ați făcut. Să vedeți. Da, ia să vedem. Păi să calculez că nu mă ocup de asta. Deci nu mă ocup să calculez suma asta toată, că este imposibil, nu? Fac da, doi exact. Adică nu știu, este imposibil, dar e prea mult. Nu, consum foarte mult timp și fac toate chestia asta, nu mă apuc de asta. Da, și acum cât mămica șterge tabla, Daria, dacă cred că așa o chemă, vă dă o soluție acum. Da? Ia să văd. 3 plus... De ce ai zis 3? Că ești 1 și cu 2, da? E bine, 3. 3 plus... Și mă duc până aici și cât face? Mă duc până la... 3 plus 2 la 2. Doar cât face? 4. 3 și 4? 7. Ești extraordinar. Deci, acum vă dați seama că aici dă 7 și vă gândiți, dar cum ar fi să dea și aici? Așa. Nu, trebuie să mai am și la ce alții. Ia să vedeți și dacă trei sunt în păzări la 7. Păi, 2 la 3 este egal cu 12. Nu, 2 la 3 nu-mi calculă. 2 la 3 este...7 va fi comun și o scot într-o mai în factor și atunci voi avea să divide la 7. Da, deci mă ocupi. Ia oprește un pic. Ia oprește. Deci, Alesia, aici eu fac un lucru destul de interesant, așa, și se spune așa că a rezolva o problemă de matematică este așa cum spuneam altă dată, că intri într-o cameră și... Da, închisă și până ajungi la întrerupător să aprinzi lumina, te lovești de foarte multe chestii din cameră și te rogi la Dumnezeu să te ajute să nu te mai lovești de atâtea chestii și să ajungi mai repede la întrerupător. Corect, corect. Dar mai am și o altă imaginație să-ți povestesc. Zice așa, a rezolva o problemă de matematică e ca și cum mai merge vara pe o arșiță de aceea toridă și flămând și însetat. Trebuiești. Deodată, în fața ta apare o fântână și tu aveai doar un colț de pâine uscat la tine. Și atunci scoți o ciutură de apă, tu știi la țară că sunt fântânile acelea în care se scoate apă cu ciutura, da?
Așa, scoți o ciutură de apă și spui, mușcând din colțul ăla de pâine uscată, spui, ah, dacă ce bine ar fi, dacă aș avea niște șuncă, da. Mi-aș face niște ouă cu șuncă dacă aș avea niște ouă. Dar tu n-aveai decât colțul de pâine uscat. Visând însă la șuncă și la ouă, făceai mai gustos colțul acela de pâine uscat, bând și un pic de apă după el. Așa și aici. Eu visez acum la echipa următoare, 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 5, să scoată un 7 în factor, adică să se divide la 7, adică visez la șuncă. Și pe urmă visez la ouă, adică 2 la 6, 2 la 7 plus 2 la 8, adică și celelalți 3 să facă același serviciu. Ce bine ar fi, vezi? Așa e și la matematică. Încerci să visezi la niște lucruri care ți-ar conveni, care ți-ar face problema rezolvabilă. Și iată să încercăm acum. Ia să văd ce spune profesor. Să ascult. Din câte trei. Deci este egal cu 1 plus 2 plus 2 la a doua spre o echipă. Eu tot facem plus. Plus echipa următoare. Care? 2 la 3 la 2 la 4 2 la 5 altă echipă. Plus 2 la 6 plus 2 la 7 plus 2 la 8 Stai până la capăt altă echipă. Și egal cu prima echipă de gajaște bătăți e 7. 7 plus. Ei, ca să vede ce pot face aici. Aici pot să pun 2 la a 3-a. Rămâne, da? Rămâne din cel mai mic. Cel mai mic rămâne de bază. 2 la a 3-a plus 1. 2 la 3-a plus 1. Plus 2 la 3 plus 2. Da. Și ce faranteze, da? Plus 2 la 6. Rămâne, n-am ce fac, e cea mai. Plus 2 la 6 plus 1. Plus 2 la 6 plus 2. Da. Gata. Și ca unul? Ultimul 1. 7 plus, aici o să avem 2 la a 3 plus 2 la a 3 plus 2 la a 3 ori 2 la a 3 foarte bine plus 2 la a 3 ori 2 la a 2 la a 2 așa, plus 2 la 6 plus 2 la 7 plus 2 la 2 e mulțire, ha? Uiți? Da. Plus 2 la 6 ori 2 la a 2 și acum? Este egal cu 7 plus 2 la 3 am fapt din echipajul ăsta 3, da? Da. 2 la 3 am plus. Pe lângă? Pe lângă, da. Pe lângă 2 la 3 am. Stop. Aici e ori 1. Nu e fain niciodată. Chiar dacă nu-i scris, nu-i ori 1? Este să vă înțelegeți că ușor m-a sumă acum. Nu poți să zici că e 0, că celălalt nu se pot zero, face 0. Deci atenție multe. Când le-ai scos pe ăsta mic, cel mai mic în factor, rămas unul acolo. Dacă nu e alt coeficient. Dacă le-ai scos... 3 la 3 e 1, nu-i? Că 1 ori 3 fac 3. Deci, în locul lui de poziția asta, a rămas 1. Când mă și mulțim 2 la 3 ori 1, fac 2 la 3. Ai înțeles? Da. Deci, tu te-ai pus repede aici. Plus 2 la 3 ori. Plus 2 la a 2. Exact. Plus
cine dă un marker? 2 la 7. 2 la 6, pe lângă. 2 la 6, pe lângă 1. Așa. Asta-i. 2 la 3, 2 la 2. Și egal cu 1. Este egal cu 7 plus 2 la 3. Ori. Ori. Aici suntem 4 plus 2 plus 1, care e 7. Plus 2 la 7, așa, să avem loc 4 plus 2, 1 tot 7. Așa, este egal cu 1. Este egal cu 7 plus 2 la 3. Stop. Ce putem face acum? Câți termeni avem? Din nou cu 3 termeni. Câți termeni are adunare? Cu suma. Uite acolo, la 7, cu 2 la 3, 7, aici. 2, 3. Și ce au comun? 7. 7, pe 1, 7, deci. 7, pe lângă, 2 la 3. 7, pe lângă? Pe lângă, atenție. 1. 1. Păi, ăla e cea mai important. Ce spate? 7, pe lângă, 1. Plus 2 la 3, plus 2 la... Dar după ce au venit și ceilalți copii, ați mai făcut o lecție și cu ei? Da. Deci ei erau cu 2 ani mai mari. Erau în clasa 7 ei. Au venit mămica cu un alt băiat. Da? Cu un alt băiat. Și de acum cele două mămici rămân la acolo și lucrăm împreună. Asistă. E sora lui Daria, se cheamă Miruna. Și Miruna a venit și am făcut mămica lui Daria și a lui Miruna. Mămica rămâne continuu la lecții până când sfârșesc cu cele două lecții. Păi și unde e următoarea? Următoarea este la clasa 7-a. Deci ar trebui să te duci la lecții la clasa 7-a, să vezi o lecție de acolo, dar nu te duci acum, că stricăm toată jucăria. Noi ne urmărim la lecția noastră. Ei au venit, așteaptă să vadă lecția asta terminată și îndată s-o duce, pleacă ei și eu încep lecția cu clasa 7-a. Apoi am avut după aceea o clasă de a 11-a, pe urmă și de a 12-a, stăteam de la ora 2 până la ora 9 sau 10 seara. Continu făcând lecții. Ok. Bun. M-ai întrebat, așa ți-am răspuns. Acum să continuăm, să vedem ce se întâmplă. Și să avem șansa. Da, ca și mine. Nu mă puteți să cap pe 2 la 3, 2 la 6, dacă mă încerc. Dar suma este, așa scris, este egal cu 7, ori. Și pe care șapte oriceva se divide la șapte. Hai să mă vedem la televiziță. Un dorințul foarte interesant. Da, și-am zis așa, să se face că suma asta 1 plus 2 plus 2 la 2 plus 1 plus 1 2 la 8 se împarte sigur la 7. Pe moment, ești în derută. Da, ai calculat la început și ți-ai zis dat cu 1 și cu 2 și cu 2 la 2 care e 4, cu 7. Și în momentul ăsta am câștigat încredere și am spus, dacă ești la 7, oare cu următorii vor eleva la ora 7? Oare din 3 în 3, dacă se grupez, vai avea șansă să pe 7? Și asta am făcut. Dacă am întrebat câte 3, sigur primește 7. Următorul echipaj are 2 la 3, adică de știu. Adică asta e interesant. Nu știu, eu n-aș putea să am atenția în altă parte, chiar și vocea mea, chiar la asta. Deci, 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5.
E 2 la 4 rispiega 4 col 2 la 3, adică 3 plus 1. E 5, ca 3 plus 1. 3 plus 2. De unde provine adunarea exponenților? Provine de la operație de mulțire. Adică pe 3 la fost 2 la puterea 4, pe 2 la 3 ori 2 la 3. Ceva 2 la 5 înseamnă 2 la 3 ori 2 la 2. La fel fac și aici. 2 la 6 rămâne de bază. Și se sizez ca un factor comun în paranteză, însă în echipajul ăsta pe cine pe 2 la 3, tot în factor. Și în paranteză mi-a pare 1 plus 2 plus 2 la 2. La fel se poate lasă. Vântul pe 2 la 6 factor iară 1 plus 2 plus 2 la 2. În final, fiecare din paranteză face 7. 7. Și iară e factor comun 7. O să facem factor comun. Și găsiți o anunță că 7 oriceva ne se divide la 7. Da? De aceea o idee mai devreme. Ați zis și eu înainte. Am înțeles. În esență, acum, discuția care a purtat-o Daria, este important, eu zic să așteptăm până vine și Biruna, că discuția care facem aici la putere este foarte indicată și pentru tine. Da? Sigur că aici ai sentimentul că dacă e de a cincea, n-a trebuit. Oprește un pic Alesia aici. Hai să discutăm așa. Nu, vezi ce fac eu aici. Revin asupra greșiților. Insist. Crezi tu că toți cei care vor urmări filmulețul nostru pot să trăiască sentimentul acesta de bucurie când înțeleg egeșițiu? Păi nu pot, nu toți pot să-l înțeleagă din prima sau din a doua. Sigur că da, foarte tare, foarte tare. Vezi, aici m-a ajuns. Dar spune tu, te rog. Dumneavoastră faceți mai multe exemple ca să înțeleagă cei din sală de acolo. Că cu ei faceți lecția, dar cine explică, cine vede videoclipul, poate să înțeleagă și din prima, dar poate să nu înțeleagă. Corect. Depinde de cât, la ce nivel se află el, da? Și dacă el n-a înțeles, atunci vezi că eu am mai explicat o dată, deci am reluat-o încă o dată, și ce anume trebuie să facă el? Să ia de la început și să urmărească încă o dată explicațiile și încă o dată și încă o dată și trebuie să vadă dacă el nu a prins deodată. Și vreau să te întreb ce a fost esențial aici. În momentul în care am construit egeșițiu, la ce crezi tu că m-am gândit eu foarte tare? De ce nu m-am oprit la 2 la 7? De ce m-am dus la 2 la 8? De ce? Da. Păi se divide la 7. Păi, dar de ce nu m-am oprit, repet, la 2 la a? Dacă se vă întrerupeți și nu vă aud. De ce nu m-am oprit în ultima, în suma toată, așa, suma scrisă, 1 plus 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 5, de ce nu m-am oprit la 2 la 7? Păi nu s-ar mai... Fiindcă l-ați fi luat... Hai că te apropii foarte tare. Foarte important ce vrei să spui. Ultima echipă n-ar mai fi fost din 3 termeni. Ar fi fost din câți doar? Da, deci ultima echipă ar fi fost din 2 termeni. Asta. Da, nu mai de așa. Nu mai dădea 7-le alea care să fie peste tot. Deci, cu alte cuvinte, ori mă opream la 2 la 8, dar de ce nu m-am oprit la 2 la 9? Păi atunci erau o echipă de 3, o echipă de 3, o echipă de 3 și mai rămânea un 2 la 9. O, stai! Și acel 2 la 9 nu l-are pe 7.
Puteți la 2 la 10 și mai era o echipă. Dar următoarea echipă ar fost 2 la 9 și 2 la 10. Unde trebuia să mă opresc? Și 2 la 11. Asta-i. Deci iată un exercițiu, acum am pus pe loc și scrie tu pe tablă. Hai să vedem, date că suma ies. Vezi, deci discuțiile noastre sunt foarte interesante. Deci treci pe tablă și compunem acum pe exercițiu în care să ne ducem până la următorul echipaj de 3. Da? Până la 2 la 11. Ia să scrie, te rog. Deci să se arate că suma ies egal cu... Deci, ies egal cu... Așa, deci scriu la fel cum e aici și adaug 9 și 10 și 11. Așa, păi asta. Ies egal cu 1 plus 2. Hai. Paranteză pătrată, paranteză rotundă. 1 plus 2 plus 2 la puterea a doua. Închid pe prima paranteză. Dar să scriu mai înghesuit, că am să am ceva de scris. Te rog. Că o să am 4 echipe și... Vreți să opresc ca să vedeți ce scriu? Aș vrea să văd dacă faci asta, cu atât mai bine. Că acum eu sunt pe nevern, numai ce vorbești tu. Da. Deci se arată că suma S egal cu, sus, scriem. Suma S egal cu, dar acum nu mai am să mă uit acolo. Nu, da, spun eu, știi bine, 1 plus 2. 1 plus 2 plus 2 la a doua. Așa, primul echipaj, plus. 3. 2 la a treia. Oh, nu. 2 la a treia. Plus 2 parcă la a patra. Așa, plus 2 la a cincea. E simplu, da? Crește cu unitate sus. Da. Al doilea echipaj. Al doilea echipaj e 2 la a șasea. Plus 2 la a șaptea. Plus 2 la a opta. Da. Plus ultimul. Da. 2 la 9 plus 2 la 10 plus 2 la 11 și mi-am căpul la fix. Perfect. Să se arate că se divide tot la 7, nu? Asta este. Și acum lucrezi tu și vorbește. Aici. Egal de desubt, egal cu. Jos. În primul rând mă uit care e cel mai mic. Da, prima sumă e de calculat. Da, ok. Le calculez. De fapt, ar putea tot, dar... Da, totul, nu, după ce am făcut împărțirea, ne convine când este sugerat că primul echipaj face 7, da? 1 plus 2 plus 4 egal cu 7. Deci 7, nu mai pune paranteza rotundă, că e depresos, 7 plus... După următoarele calculez? Acum, paranteza următoare știm. Știm ce trebuie să facem. Nu calculez, pur și simplu, vezi care e cel mai mic, facem toată șmecheria aceea care o știm noi. Ok, deci. Șmecheria pe care o știu e așa. Mă uit care e cel mai mic și văd că cel mai mic e 2 la 3. Și atunci îl lăsăm pe el și zicem 2 la 3. Las și următoarele, adică 2 la 4, scriu ca 2 la 3 ori 2 la 3. Păi da, te rog să-l scrii pe 2 la 3, că lași, nu l-ai lăsat, l-ai renunțat la el. Trebuie să începi cu el. Deci 2 la 3 plus... Așa, trebuie să-l scrii pe el. 2 la 3 plus. Așa. Plus 2 la 3
ori 2 la 1, care dă 4, plus 2 la 5 îl scriu ca 2 la 4 ori 2 la 1, plus 2 la 6. Stop. Deci ai ajuns la 5, la 2, la cât? Nu te grăbi. Păi, ne întoarcem că noi suntem atenți la echipajul al doilea. Nu te grăbi, că te-ai dus, dar nu-i bine. De ce? Păi uite-te la echipa a doua. Uite-te la paranteza a doua, da? Da. Paranteza a doua câți termeni are? 3 termeni, foarte bine. Începe, deschide și tu paranteza în fața lui 2 la 3, pune paranteza, deci 7 plus, deschide paranteza, rotundă, așa, și unul închis, nu acolo închis? Nu, după 3 termeni. Păi aici. Nu, păi acolo sunt 2. E primul, 2 la 3 și al doilea e 2 la 3 ori 2 la 1. Asta îți crește plus aici. Așa. La 2 la cât este acolo? La 4. Ei, pe 2 la 4, cât a fost acolo? 2 la 5, nu? Da, și l-am scris ca 2 la 4 ori 2 la 1. Atunci trebuie să scrii după 2 la 1, paranteza după. Câți da, 3? Se par. Da? Nu că-i par. Important este că trebuie să fie 3. Dar n-a fost bine scris 2 la 5, nu așa trebuie să fie, în funcție de 2 la 3. Deci pe 2 la 5 trebuie să scrii ca 2 la 3 ori 2 la 2. Dar n-am zis că-i par, am zis că îi despart. Da. Deci care este ideea? Din echipajul ăsta al doilea, e format din câți termeni? 3 termeni. E 2 la 3, 2 la 4 și 2 la 5. Așa ai spus tu așa. Mă uit la cei 3. Cel mai mic este cât? Cine este cel mai mic? 2 la 3. 2 la 3. Foarte bine. Pe el îl las neschimbat, îl copii, fiind cel mai mic. Iar pe ceilalți 2, adică pe 2 la 4, cât și pe 2 la 5, și pe 2 la 4 și cu 2 la 5, îl scriu în funcție de 2 la 3. Și ai scris bine pe 2 la 4. În loc de 2 la 4 ai zis 2 la 3 ori 2 la 1. Iar în loc de 2 la 5, acum trebuie să scrii? 2 la 4 ori 2 la 1. E bun, 2 la 4 ori 2 la 1, dar altfel, eu cu 2 la 3 vreau. 2 la 3 ori 2 la 2. Sigur că da. Ca să poți scoate în factor comun. Șterge, nu 2 la 4, ci 2 la 3 ori 2 la 2. Deci, în loc de... Așa. Deci asta este ideea, ca să ai peste tot în cei 3 factori, pe 2 la 3 comun. Deci 2 la 3 ori 2 la 2. Ori 2 la 2. Perfect. Și acum ne ducem la echipajul următor. 2 la 6. Ce faci? Pe 2 la 6 îl lași. Nu. Că acum din echipajul următor, care e cel mai mic din cei 3? La fiecare echipaj. Sigur că da. Deci la fiecare echipaj. Al treilea echipaj, cel mai mic e 2 la 6. Așa, dar îl lași pe el singur, 2 la 6. Așa. Deschide paranteza. Nu. Înaintea lui deschizi paranteza. Că era plus 2 la 6, da? 6 să fie exponent, sus. 6 mai sus scrie el. Că eu înțeles 26 acum. Așa. 2 la 6. 6 plus 2 la 6 ori 2 la 1, ca să dea 7. Da. Plus 2 la 6 ori 2 la 2, ca să dea 8 și am echipat. Da. Și mai departe n-am încape. Și îl pui dedesubt, nu-i nimic, zici plus. Și urmărești echipajul celălalt.
plus. Următorul echipaj este 2 la 9 plus 2 la 10 plus 2 la 11 și cel mai mic e 2 la 9, așa că păstrez este 2 la 9, deschid paranteză. Doi la noua plus 2 la 10 al prim ca 2 la 9 ori 2 la 1 plus 2 la 9 al scriu pe 11 ca 2 a 2. Corect. Și acum închide și paranteza dreaptă, să zicem așa. N-ar nicio semnificație paranteza, că doar toată doar așa că se divide la 7, da? Dar în clipa în care calculăm, e de prisos, da? Egal mai departe cu, să zicem așa, egal cu 7 plus. Egal imediat. 7 plus. 7 era primul termen, nu? Al sumei. 7. Acolo. 7 plus. Ei, și am ajuns la prima paranteză aceea. Cât termene are paranteza? Prima? Da, rotunda. Fără 7. Da, care e pus deja în paranteză cu roșu. Cât termene are? Dar ar fi trebuit să pun paranteza asta de aici? Nu. Șaptele aia ies deoparte. Numai ăștia trei ne interesează, că așa au fost. Echipajul al doilea a fost din trei termene. Păi primul are 3, doar că am luat încă 2. Da, deci câți termeni are adunarea aceea, suma aceea din paranteza, prima paranteză cu roșu? 5. Nu, sunt doar 3. 1, 2, 3, 4. Nu, cei 2 sunt a unui produs, cei despărțiți cu plus. Aceia sunt termene, că am mai insistat și insist în continuare. Deci, uite-te când a fost dat egeșițiu în paranteză, câți termeni au fost în paranteza a doua? Au fost 2 la 3-a, 2 la 4-a și 2 la 5-a. Deci 3 termeni, da? Tot aceiași 3 termeni sunt și dedesubt. Numai că în loc de 2 la 4-a, este acum cine? 2 la 3-a ori 2 la 1-a. Dar tot un termen al adunării. Ei 2 formează un termen al adunării. Ceilalți 2, 2 la 3 ori 2 la 2, iarăși un termen. Că provin din 2 la 5 acelalți. Deci, 2 la 3 este 1, apoi al doilea termen e 2 la 3 ori 2 la 1, fostul 2 la 4, iar al treilea termen este 2 la 5, care în cazul nostru e 2 la 3 ori 2 la 2. Da? Ce au comun acești 3 termeni? Pe cine l-au comun? Comun, care este comun celor trei. Ce vedem comun celor trei? Doi. Doi la a treia. Deci comun la cei trei termeni din paranteză, comun este doi la a treia. 2 la 3, 2 la 3, 2 la 3. Îl vedem de 3 ori. Și de ce îl scoatem în factor comun? Îl scoatem în fața parantezii cu roșu. Deci zicem 7 plus 2 la 3 pe lângă. Ai spus 7, nu? Plus. Explic acum colegilor ca să înțeleagă. Spune așa. Cei trei termeni au pe cine în factor comun? Arată-i tu exact pe cei trei termeni încă o dată. Primul este? Cei trei termeni au în comun pe 2 la 3. Adică primul este cine? 2 la 3. 2 la 3 plus 2 la 1. Nu-i plus, ori 2 la 1. Ori 2 la 1 plus 2 la 3 ori 2 la 2. Stop. Aceștia sunt nu cei trei termeni. Și acum tu scoți prin factor comun, fiindcă e comun tuturor celor trei, 2 la 3, scoți în factor, adică pui 2 la 3 pe lângă. Am mai făcut așa ceva. Zicem 2 la 3 pe lângă și ce a rămas în paranteză?
Deci 2 la 3. Nu, păi pui întâi 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3. Ai explicat-o așa de frumos în mai multe rânduri acum, mai devreme. 2 la 3 pe lângă. Ce a rămas din prima, din locul lui 2 la 3? A rămas 1, nu? 1 a rămas. Nu-i 2 la 1? Că știi, acolo 2 la 3 ori 1 poți să spui. Întoarce-te acolo în paranteza cu roșu, prima paranteză cu roșu, și la, lângă 2 la 3 poți să zici 2 la 3 ori 1. Că le explici prietenilor noștri că rămâne în locul lui 2 la 3 un 1. Deci 2 la 3 spune mulțit cu 1. Da? Da. Pune mulțit cu 1. Lângă 2 la 3 spui în punct ori 1. Deci mulțit cu 1. Nu. Acolo în paranteză cu roșu. Primul 2 la 3, 2 la 3 ori 1. Aici? Da, măi, da. 2 la 3 ori 1. Ori 1. Dar nu ori 1 așa micuț, ori 1 la nivelul lui 2. Da? Deci cu negru pune... Cude cu negru, că face parte, ca și cum ai spune, 7 ori 1 fac 7, 9 ori 1 fac 9. Deci ori 1. Așa. Bun. Și dacă tu l-ai scos pe 2 la 3, ce a rămas din, în locul lui 2 la 3? Cine este acolo? Este 1. Că 2 la 3 l-a pus în fața parantezei. Deci în paranteză a rămas 1 plus... 1 plus. Acum, din al doilea termen, cine a rămas acolo în paranteză? 2 la 1. 2 la 1. Deci 2 la 3 l-ai pus în față. Deci 2 la 1 plus. Din al doilea termen, cine a rămas? 2 la 2. 2 la 2. Foarte bine. Așa, și închidem paranteza. Și iată că am terminat cu prima paranteză. Acum ne mutăm la următoarea paranteză. Cine este comun la cei trei termeni? Așa, și acolo pui un 1. Deci înmulțit cu 1 și plus. Da, și plus. Plus 2 la 6. Acolo. Plus 2 la 6 ori 2 la 1. Da, corect. Spune-mi acum... Din nou, din cei trei termeni, ce este comun la cei trei termeni? 2 la 6. 2 la 6, sigur că da. Deci zici plus 2 la 6 pe lângă 2 la 6 pe lângă. Ia să vezi ce. 1 plus 1 plus 2 la 2. Da. Și în sfârșit suntem la ultimul echipaj. Adică 2 la 9. Deci plus, nu, zici plus 2 la 9 pe lângă. Lângă 1. Așa. Plus 2 la 1 plus 2 la 2. Așa. Și închidem foarte bine. Așa, nu e nevoie să mai pui paranteza. E depresos. Nici n-ai deschis. E egal mai departe. 7 plus. Zicem egal cu 7 plus. Primul 7. După egal, scriem egal. Egal cu 7. Că așa este. Care 7? Îl vezi, nu? Același sau de la egalul tău. Ultimul egal. Așa, 7 plus 2 la 3. Păi și poți să calculezi? Păi calculez numai paranteza, nu mai paranteza. E paranteza. Așa, deci 2 la 3 îl scrii. 2 la 3 ori și calculează paranteza. Cât este paranteza? Plus 2 ori 1 plus 2 ori 2, 7. Deci ori 7, nu mai pune paranteza. Că paranteza e calculată, e 7. Deci ori 7. Așa. Ori 7 plus. Următoarea e cea cu plus 7. Plus cealaltă. Este 2 la 6 ori 7. Plus 2 la 9 ori 7. Câți termeni are adunarea asta? Câți termeni?
Păi, 1. Da. Adică 1, 2. Nu, păi 2, amândoi ce e? Aceia 2 sunt un termen. Care sunt de, câți de plusuri? Vezi, sunt 3 de plus. Da? Și în fiecare, dacă sunt 3 de plus, înseamnă că încep și cu 7, deci sunt 4 termeni. Primul termen este 7 al adunării, următorul 7, cu cine se adună? Se adună cu 2 la 3 ori 7. Pe urmă se adună cu cine se mai adună? Cu 2 la 6 ori 7. Cu cine se mai adună? Cu 2 la 9 ori 7. Deci sunt în câți termeni are, câți termeni are adunarea asta? 1, 2, 3, 4. Ei, ei au ca factor comun, aceștia au ca factor comun, ce factor? Factorii de la mulțire. Cine este la mulțire peste tot? Peste tot se vede mulțit, mulțit, mulțit. Cine este factorul? Factorul este cine? Pe cine îl vezi tu pe la fiecare termen? Pe 2 la 1. Nu. Fiecare factor, fiecare termen îl are pe 7 comun. Uite, primul este 7, poți să zici 7 ori 1. Acolo. Al doilea termen, al doilea termen pe cine îl are ca factor? Al doilea termen e 2 la 3 ori 7 și îl are ca factor. Factor înseamnă de la mulțire. Deci, pentru adunare se numesc termene adunării, iar cei doi, când zicem 7 ori 8, e scris deoparte 7 ori 8. 7. 7 ori 8. Așa. Înseamnă așa, că 7 și 8 sunt factori. Așa se numesc. Deci în limbaj matematic sunt factori. Factorii mulțirii. Așadar, termen, ce înseamnă termen? Dacă ar fi fost scris de sub 7 plus 8, scrie de sub 7 plus 8, aceștia doi se numesc acum, se numesc cei doi, se numesc termene adunării. Termene adunării. Dar de sub scrie așa 7 plus 8 ori 5 ori 2. 7 plus 8 ori 5 ori 2. Câți termeni are? Adică câți termeni are adunarea asta? Câți termeni? Nu, nu, nu. Ai pus tu plus? Ai pus tu plus, dar eu am zis numai atât, ori doi. Câți termeni are adunarea asta? 1. 2 are. Are pe 7 și al doilea termen e doar atât. Deosebirea este că celui de-al doilea termen nu l-a lăsat pe 8 singur. I-a mai pus ori 5 ori 2. Cel de-al doilea termen este compus din un produs de 3 factori. Dar când privim în ansamblu, adunarea asta are 2 termeni. Al are pe 7 și pe 8 ori 5 ori 2. Mai scriem încă o dată, șterge deasupra 7 ori 8 și 7 ori 8, nu știu ce, șterge aceea. Și mai scriem încă o dată altceva. O luăm de jos un pic ca să înțelegi bine ce înseamnă termen și ce înseamnă factori. Scrie așa. 5 plus 5 plus plus 8. 5 plus 8. Câți termeni are adunarea asta? 1. Păi cum 1? 2. Are și pe 5 și pe 8. Că se adună, nu-i singurul 5. Dacă era singurul 5, nu putea vorbi de o adunare. Nu era o adunare, era un termen, era un număr scris. Dar 5 plus 8 sunt 2 termeni adunării. Dar dacă scrie așa, 5 plus 7 plus 9. 5 plus 7 plus 9. Câți termeni are adunarea asta? 3. 3 termeni. Foarte clar. Sunt cei 2 cu plus și este și 5-ul, că el se adună la ceilalți, da? Deci sunt 3 termeni adunării. Dar scrie acum așa, 5 ori 2 plus 7 ori 2 plus 9 ori 2. Câți termeni are adunarea asta? 1, adică 1, 2. Patru. De ce?
Păi are un, este fostul 5 dinainte, dar aici am mai pus un 2. E un singur termen a adunării. I-am mai pus un 2, înmulțit cu un 2. Deci, nu l-am modificat ca termen al adunării. Deci, primul, pune așa un arc de cerc de desubt și spui că acei doi formează un prim termen. Apoi, următorul termen e 7 ori 2. Da? E fostul 7 dinainte, deși împreună formează un termen al adunării și din nou următorul 9 ori 2. Deci tot trei termeni are. Sunt aceiași termeni, ca număr de termeni, ca mai sus. Trei termeni. Dar termenii aceștia, fiecare din ei, au un factor comun. Fiecare termen. Primul termen are pe 2 ca factor. Adică are... doar la adunare. Deci când mă gândesc la termen, când am deschis gura și am auzit spre tine termen, înseamnă să vezi cât, cine se adună, de câte ori se adună, cât ori fie de lungi acolo, un produs să fie, n-are importanță. Deci ai un termen, doi termeni, doi și pe urmă trei termeni. Și acum, acești termeni ai adunării au ca factor comun pe doi. Că doi îl vedem și în primul, și în al doilea, și în al treilea. Și atunci zicem egal de desubt cu 2 pe lângă, deci egal cu 2, scoatem factorul comun, așa se cheamă în limbaj matematic. 2 pe lângă. Nu mai văd eu, scrie tu, că nu mai văd, dacă modifici tabla un pic. Deci 2 pe lângă. 2 pe lângă. Din primul ce a rămas? Din primul termen al adunării, 5 plus din al doilea termen al adunării, 7 și plus 9. Ei, și acum, dacă faci calculul, pur și simplu, zici 2 înmulțit cu 5, cu 7 și cu 9, cât ar face ca să facem calculul? 5 plus 7, 12 plus 9, 21 ori 2, 42. Deci rezultatul ar face egal cu 42, da? Dacă ai fi făcut calculul sus, fără să scoți în factor comun, ar fi fost 5 ori 2, 10, 7 ori 2, 14, 9 ori 2, 18, și rezultatul făcea tot 42. Însă, pentru ușurința lucrurilor, se practică această proprietate de scoaterea factorului comun. Deci, dacă termenii adunării au un număr, o expresie comună, o scoatem în factor, pentru că am învățat mai devreme proprietatea următoare. Scrie în stânga. Scrie proprietatea, așa era. A pe lângă B plus C plus D. Ți-amintești că ți-o dat-o și la clasă. A pe lângă. A înmulțit, adică. Nu poți șterge asta? Șterge, sigur că da. Lasă-ți un pic de spațiu ca să terminăm exercițiul de mai de acolo. Și zicem așa, A pe lângă. A pe lângă. B plus C plus D egal cu. Și spune, mi-ați dat litere, m-ați terminat cu litere acum, da? Păi așa, la școală, pur exemplu. Am înțeles, la școală nu înțeleg nimic. Hai, spunem așa, hai să luăm invers. Scrie așa, 3 pe lângă, 3 pe lângă, 2 plus 5 plus 7. Egal cu. Păi este egal cu 3, da. 2 plus 5 plus 7. Așa. Și faci calculul și cât îți dă? Păi, am prima dată 2 plus 5, 7, 7 plus, cât am acolo?
7 plus 7, 14 și atunci am 3 ori 14, care îmi dă 3 ori 4, 12, 2, 42. 42, perfect. Dar dacă tu ai continua sus la ieșițu, egal mai departe așa, egal cu 3 ori 2 plus 3 ori 5 plus 3 ori 7. Cum am mai vorbit, că mulțirea se distribuie. Adică se mulțește 3 cu fiecare. Și știi că ieri am avut inspirația aceea și ce înseamnă 3 ori 2 plus 5 plus 7? Înseamnă egal mai departe așa. Hai să ne amintim de ieri cum am gândit. Înseamnă că paranteza se repetă de câte ori paranteza aceea? De 3 ori. Și egal mai departe așa, cu prima paranteză 2 plus 5 plus 7, plus 2 plus 5 plus 7, plus 2 plus 5 plus 7. Nu așa am zis? Da. Nu, nu-ți mai amintești, dar uite, hai să insist eu că eu nu mă las până când nu te conving. Pentru că ieri am trăit așa mare bucurie când am arătat proprietatea asta de distributivitate foarte, foarte ușor de înțeles. Deci, ai scris-o încă o dată, da? Egal cu... Ori cât o dai X. Dacă nu știi să calculezi, nu poți calcula B plus C plus D, că nu le știi ca numere. Da, exact. Ei, bun. Acum eu vreau să ne amintim de ieri, să plecăm de acolo. Scrie tu așa, 3 ori 8, hai să luăm mai de jos, ne amintim de acolo. 3 ori 8 înseamnă egal mai departe cu... De 3 ori 8, adică 8 plus 8 plus 8, nu? 8 plus 8 plus 8. De 3 ori. Asta înseamnă. Dar dacă pe 8 îl scrim ca 5 plus 5 plus 3. 3 ori 5 plus 3. Și egal mai departe. Înseamnă că repetăm pe 5 plus, egal cu 5 plus 3 plus 5 plus 3 plus 5 plus 3, nu? Deci egal cu... Poți să șterg aici ca să scriu continuare. Da. Așa, deci practic este... Deci ăsta din față îmi spune de câte ori repet paranteza. De câte ori trebuie să o repet pe paranteză? De 3 ori. Deci este o primă paranteză, 5 plus 3, plus, iar 5 plus 3, deci 5 plus 3, că e fost 8. Plus 3, plus, nu ori, plus, iar 5 plus 3, plus, 5 plus 3. E, adică de câte ori am pe 5? 3 ori. Deci egal cu de 3 ori 5, 3 ori 5, și pe 3 de câte ori ala? Pe 3 l-am de 3 ori. Sigur că da, plus 3 ori 3. Deci, hai să scriem încă o dată că 3... aș fi vrut să scrie așa. Să numer pe 5 că e de 3 ori și zici 3 ori 5, ori, nu ori în cuvinte, ci 3 ori 3 înmulțit cu 5. 3 3 înmulțit cu 5. Nu așa vine? Scris punct 5. 3 înmulțit, adică punct 5. Fiindcă nu-i de, nu, 5 nu-i de 3 ori? 5 plus 5 plus 5? E 3 ori 5. Și plus mai departe. Plus mai departe. Iarăși 3 ori 8. Deci ori 8. Ori 5. Deci ori 5?
Nu, hai să ne concentrăm un pic, să vedem, Alesia. Deci, reluăm de la început și urmărim așa, că 3 ori 8 înseamnă să adunăm pe 8 de 3 ori. Deci cel din față, 3-ul, îmi spune de câte ori îl adun pe 8. Deci 3-ul spune așa, 8 plus 8 plus 8 de 3 ori. Știi bine că fac 24. Dar în loc de 8, am pus 5 plus 3. Da? Și acum, în loc de fiecare 8, pun 5 plus 3. Deși e vorba de primul 8 care înseamnă 5 plus 3, apoi al doilea 8 care înseamnă 5 plus 3, apoi al treilea 8 care înseamnă 5 plus 3. Și ca să nu mai apară parantezele cele, că e obositor de scris, trebuia să pui 5 plus 3 acolată de desubt la fiecare, nu pus în paranteză. Nu știu cum ca să... Deci aseară ne-am făcut foarte bine și avea o siguranță foarte, foarte mare. Și asta mă face să-ți propun că filmulețul pe care l-am făcut trebuie să revez încă o dată și făcut la mână. Pentru că este nevoie, foarte mare nevoie, ca să apară și scris pe caietul tău. Adică cum facem după filmulețul pe care îl avem acolo la tablă făcut de mine, nu? Ca videoclip, tu îți imaginezi că videoclipurile făcute de tine, pe ele trebuie să le înțelegi și așa vom face luând toate videoclipurile de când am început și ele trebuie să apară pe caietelul tău și cum făceai comentariu pe film așa, așa trebuie să spui stop acolo la filmulețul pe care l-ai făcut tu, stop aici și continui tu exercițiul. Că în felul ăsta tu îți reamintești toată discuția noastră și atunci facem exercițiul mai ales pe filmele făcute de tine. Și în felul ăsta îți apar și în caietel filmele. Că așa tu acum nu le ai decât acolo aruncate pe YouTube, nu pe internet, puse pe YouTube și nu le mai ai pe caietel. Deci exercițiul pe care l-am început cu varianta asta de a discuta filmulețele, videoclipurile făcute cu Daria, așa, ne pornim de la filmele, mai degrabă de la filme pe care le-am făcut noi împreună. Și acelea trebuie să apară pe caietelul tău și eventuale întrebări, nu mai poți să apară întrebări, că ai participat la discuții, va fi clar, să vă aminti, că altfel sunt lucruri care ne scapă. Deci, șterge dedesubt de la 3 ori 8 acolo și mai reluăm încă o dată ca să putem face... să ne reamintim, că nu se poate. Noi știm să facem asta și deci vreau neapărat să ne reamintim. Cum să iau eu? Și am făcut așa de frumos a fost aseară. Hai să plec cu 7 ori 8 ăla. Ți-amintești că am făcut așa? 7 ori 8. Ia să plecăm cu așa. 7 ori 8 egal cu... Păi 7 ori 8 este egal cu 7 ori, pot să scriu ca 8, ca 5 plus 3. Așa, și egal cu? Și apoi și egal cu 7 ori 5 plus 7 ori 3. Păi mă, de ce mă necăjești, mă? Deci vă că știi și n-ai vrut să spui. Deci egal mai departe cu... Și 7 ori 5 face cât? Asta vreau să zic la același exemplu, dar ați spus că nu. Păi, dar nu, asta tot încerc să trag de la tine. Și egal mai departe cu 7 ori 5 cât face? Păi stați, că trebuie să facem, trebuie să scriem altceva. Da 35, dar că trebuie să scriem 5. Ori, de fapt nu, stați când am zis. Să scriem 5 pe lângă
Nu, hai să lăsăm așa, că știi cât fac acum, 7 ori 5, 35, da? Și 7 ori 3, 21. Deci rezultatul e 25, 35 plus 21, care face 56, nu? 50. Am văzut 3 acolo. Da, 56, păi 7 ori 8, 56, era de așteptat. Pe 8 îl putem scrie ca 3 factori. Din 3 compus. Adică din 7 ori, în loc de asta, 7 ori. 7 ori 3 plus 3 plus 2. Te rog, de 7. 7 ori 8 este egal cu 7 ori, în paranteză 3, plus 3, 6, plus 2, 8. Da. Care este egal cu 7 ori 3. Da. Ori 3. Pune 3 acolo lângă 7, nu are rost să-l ai. De 7 ori 3 să fie împreună, plus. Plus. Sau. Plus. Am de așa 2. Nu, tot 7. Da. Ori 2. Da, mai este un 3, 7 ori 3. Bine, da, mă. Păi da, neapărat trebuie scris așa. 7 ori 2. Deci se mulțește 7 cu toți termenii din paranteză. Absolut cu toți termenii. Și dacă faci calculul acum să vezi, să vezi că ajungi la rezultatul ăsta. Cât face calculul acesta? Cât face calculul? Păi... 56, fără discuții. Știu, dar că vreau... Da. Am bun. 21 plus 21. Dar de fapt... Plus 14. Corect. Egal cu 5 și 6. Nu, da, dar 5 e dincolo aici. Bun. Ei, dar dacă tu ai fi avut următorul calcul de făcut, ia scrie de desubt, dacă ai fi avut așa, 7 ori 3, scrie așa, 7 ori 3, plus 7 ori 5. Sigur că faci mulțirea și le aduni și nu știu ce, dar... Ce observ la câți termeni are adunarea asta? Câți termeni are adunarea asta? Păi, 1, 4. De ce 4? Sunt despărțiți toți cu... Sunt despărțiți cu plus toți? Termen, la ce m-am referit când am zis termen? Am zis câți termeni are adunarea. Termeni are adunarea. Deci numai la adunare m-am referit. Câți termeni sunt legați cu plus? Doi. Doi termeni. Care e primul termen? Trei și șapte. Șapte ori trei. Nu așa spunem. Primul termen este șapte ori trei. Al doilea termen este? Șapte ori cinci. Șapte ori cinci. Deci... Câți termeni are adunarea? Răspuns, doi termeni. Care sunt cei doi? Primul termen este 7 ori 3, al doilea este 7 ori 5. Bun. Acum, cei doi termeni au ca factor, mă refer că fiecare este un produs. Și au ca factor pe 7. Îl vedem și pe 7 și în primul, 7 și în al doilea. Și iată, tu ai la primul exercițiu acolo, era 7 ori 8, egal cu, uite-te tu acolo, egal cu 7 pe lângă, 5 plus 3, așa este? Da, egal cu 7 și l-am mulțit cu 5 cu 3. Este egal cu 7 mulțit cu 5 plus 7 mulțit cu 3. Și acum vedem egalitatea invers, de la 7 ori 5 plus 7 ori 3, 7 ori 5, egal înapoi, egal cu 7 pe lângă, 7 pe lângă 3 plus 5. 5.
Păi asta este povestea. Și egal cu 7 ori 8 și egal cu 56. Deci, vezi, când ne uităm și vedem factorul comun, 7, acela îl scoatem un factor, îl punem în față și zici 7 pe lângă. Ce mi-a rămas din primul termen? Mi-a rămas 3, din al doilea mi-a rămas 5. Ia scrie așa de desubt. 7 ori 15 plus 7 ori plus 7 ori 10 plus 7 ori 2 egal cu. Câți termeni are adunarea asta? 3 termeni, foarte clar. Foarte bine. M-am prins în sfârșit de Păi nu, nu, te prinzi un pic obosită, dar nu, te prinzi foarte repede. E important lucru că ai înțeles, 3 termeni are. Și ce factor comun observă? 7 pe lângă 15 plus 10 plus 2. Perfect. Alt, încă unul îți dau acum. Scrie așa. Fie, ai văzut că te duci acolo, acolo trebuie să ajungem, dar foarte bine, faci spațiu, că vreau să mai dau încă un... Trebuia să șterg acolo sau? Nu, e bine. Ștergi și mulțirea 7 ori 8 acolo în dreapta ta, aceea. Așa, fă spațiu complet și acum să mai dau încă un mic. Aș putea să scriu asta mai mic aici. Ca să știu. Așa. Păi poate scrii și răspunsul. Egal cu cine? Păi, A ori B. A ori B. Eu nu știu cât e B, C și D. Păi da. Noi ne închipuim că sunt niște numere și atunci se mulțesc. A ori B plus A ori C plus A ori D. Asta înseamnă distributivitate. Dar o să... Deci A ori B. Ori plus A ori C. C ori... Plus, nu. A ori B plus, după, deci A ori B plus, A ori C plus, plus A ori D. A ori D. Adică se mulțește cu fiecare din aceștia. Asta ne-a dat la școală, dar fără exemplu, fără numere. Am înțeles și nu v-a fost deloc clar. Hai să ne ducem și să mai dau un exemplu mai sus, acolo unde ți-ai făcut spațiu. Scrie așa de sub. 7 plus... 7 ori 2 ori 7 ori 2 ori 2 ori 3. Deci 7 ori 2 ori 3 plus 7 ori următorul, plus 7 ori 7 ori 5 ori 9 5 ori 5 ori 9 plus 7 ori A. 7 ori A. Ce? Da. Ce? Câți termeni are adunarea asta? Are 1, 2, 1, da, 1, 2, 4. Foarte bine. E? Gata, m-ai convins. Are 4 termeni. Primul este 7. Are ăsta. Așa. Are ăștia. Da. Ăștia și cu ăștia. Corect. Sunt 4 termeni. De-aia am spus câți termeni are adunarea. Deci tu după adunare umbli acum. Și acum fiecare din ei, fiecare termen al adunării, are un factor, același factor peste tot. Cine este factorul peste tot? Este tot factorul, este 7. 7 este factorul comun. Așa, da, așa se spune. 7-le este factorul comun. Și atunci o să spunem egal de desubt cu 7 pe lângă. Scoatem în factor comun 7-le. Deci 7. Egal. Și atunci am 7 pe lângă. De aici mi-a rămas 2. Nu, dar și din primul a rămas 1. Nu. Din primul... A, okay. Da. E bine. 1 acolo, lângă 7, lângă primul 7, pune ori 1, lângă primul 7. Lângă primul 7, nu în față, că face 17. Deci 7 ori 1, 7 ori 1 face 7. Acolo pui 1 și plus, corect.
Și atunci, din primul, ai scos pe primul 7 și s-a rămas 1, din al doilea rămas 2, al doilea rămas? Nu e adevărat. Nu. Păi a rămas tot ce dincolo de 7. Dincolo de 7 e 2 ori 2 ori 3. 2 ori 2 ori 3. Din al doilea termen, uite-te la, că le-ai încadrat pe al doilea termen, le-ai pus deasupra. De unde ține al doilea termen? De unde ține? De acolo. De 7, perfect. Și pe 7 le-ai pus în față. Și atunci și eu a rămas în, dacă pe 7... Așa. 3 plus. Stop. Ai un plus, un plus 2 în față, în plus. Deci hai să o luăm de la capăt. Așa. Deci am avut 1. Așa. 7. Bun. Pe lângă 1 de aici, plus 7 la de aici, la de aici. Și mi-a rămas 2 ori 2 ori 3. Perfect. Plus 7 la aici, mi-a rămas 5 ori 9. Așa. Plus 7 la acolo mi-a rămas ori A. Deci A, pur și simplu A, nu ori A, că nu mai este cu nimeni, că l-ai scos pe 7. A rămas A, pur și simplu A. Și cu asta ai arătat cum se scoate în factor comun. Hai să ne ducem la ieșițiul de mai sus. La ieșițiul care l-am lăsat neterminat. Era 7 plus 2 la 3 ori 7, plus 2 la 6 ori 7, plus 2 la 9 ori 7. Da? Ei, câți termeni are adunarea aceea? Te rog să spui. 1, 2, 3, 4. 4, perfect. Pe primul 7, cum îl mai poți scrie? Ce îi mai poți spune la primul 7? 7 ori 1. 1. Da? 7 mulțit cu 1. Pune-l acolo că îți este foarte important. 7 ori 1. Că 7 ori 1 fac 7. Nu l-ai modificat cu nimic. El este ca și înainte ca aceeași valoare. Și acum, cei 4 termeni ce au comun? Deci, acum scriu, dar uitați, mă înghesuie în asta. Nu, e bine, foarte bine. Te descurci. Ok, 7 pe 2. Deci ce au comun? Corect. Au ce au comun? 7. Perfect. Și din primul mi-a rămas, așa vorbește. 1, din primul mi-a rămas 1, plus 2 la a 3-a, ori, adică nu, 7 l-am aici, deci plus 2 la a 6-a, 7 l-am aici, plus 2 la a 9-a, ori 7 e acolo, deci atât. Corect. Și iată că în clipa asta, fiindcă toată suma este 7 ori ceva, înseamnă că îți permiți să spui că se divide, nu? Se divide și ai dat răspunsul la cine se divide suma asta. Se divide la 7. Sigur că se divide și la paranteza aceea toată, dar nu-mi convine să mă apuc să o calculez. Important este că noi am format ieșițiul acela, când l-am formulat, până la 2 la cât ai dus tu? Până la 2 la 11 parcă. Așa, și trebuia să arătăm că toată suma aceea se divide la 7. Și am început calculul și analiza noastră foarte atentă și am spus așa, vom face echipaje de câte 3. 3, 3, 3, 3. Și am avut 4 echipaje de câte 3, iar primul echipaj ne-a dat 7, al doilea echipaj am privit cu foarte multă atenție și am văzut că 2 la A, 2 la 3 este cel mai mic și am scris pe 2 la 4 ca fiind 2 la 3 ori 1, pe 2 la 5 ca fiind 2 la 3 ori 2 la 2. De ce? Că am dorit să vedem peste tot factorul comun 2 la a 3. Vorbește tu de paranteza următoare. Spui, la următoarea paranteză am văzut. La următoarea paranteză. Aceasta. Da. Am văzut că factorul comun era 2 la 6. De ce? Pentru că tu mai sus, mai de sus, ai văzut că 2 la 6 e cel mai mic, nu? Explică de acolo. Deci am văzut aici că 2 la 6 e cel mai mic și l-am luat și am scris că 2 la 6 2 la 3, 2 la 6 ori 1. Ori 1. 2 la
plus 2 la 6, opa, plus 2 la 6 ori 1, adică ca să-mi dea 2 la 6, plus 2 la 6 ori 2 la 2, ca să-mi dea 2 la 8, la următoarea paranteză, factorul comun era 2 la 9, fiindcă m-am mutat aici 2 la 9 era cel mai mic. Okay. Și am scris 2 la 9 ori 1, 2 la 9 ori 2 la 1 ca să-mi dea 10, 2 la 9 ori 2 la 2 ca să-mi dea 11 și apoi am dar acolo e 2 la 9 ori 2 la 2, nu-i plus 2 la 2, că este o greșeală de scris. Vezi, în paranteza aceea ai avut așa, ori. Așa. După care am început să vedem prima paranteză mi-o dat 7, egal mai departe cu 7, plus 2 la 6. De ce? De ce? 2 la 3 pe lângă. Deci am scris 7 ori 1. Plus. Nu. Mai sus. A. Prima paranteză cu roșu are peste... Câți termeni sunt în paranteză? Prima paranteză. Da, prima paranteză cu roșu scris acolo sus. A, asta prima. Da. Câte? 1, 2, 3. Perfect. Ce are comun? 2 la 3. Exact. De aceea pe 2 la 3 l-am scos în factor și mi-a rămas. Începe să spui. Deci l-am scos în factor și am scris celelalte termeni. Adică cât? 1. Adică 1, 2 și... Arată ca să vadă toată lumea. 1. Deci 1. Nu ești acolo, ești mai jos. La paranteza cu roșu, aceea cu roșu. Și ai scos pe 2 la 3, unde le-ai scos pe 2 la 3? După egalul, după ce ai scris 7, vine să iau eu bățul și ți arăt. Mai în dreapta, mai jos. Și egalul este pe linia aceea cu egalul. Nu, cu linie, pe linia mai deasupra. Acolo, ai zis 7, la acela plus deci, acolo. Plus, am scos pe 2 la 3 de aici. Așa, pe lângă. Pe lângă 1 care mi-a rămas de aici. Așa. Plus, 2 la 3 era deja în față, deci n-am zis să l-ai pun o dată și l-am luat pe 2 la 1. Plus, 2 la 3 e aici în față, deci l-am luat pe 2 la 2. Următoarea paranteză. În următoarea paranteză sunt 1... 2, 3 termeni. Corect. Ce au comun? Ce au comun 2 la 6. Și am scris așa. 2 la 6, pe lângă, 1 de aici rămas. Da. Plus, 2 la 6 e deja scris, deci 2 la 1, plus 2 la 2, fiindcă 2 la 6 e deja scris. Acum, ultima paranteză are 1, 2... 3 termeni la fel ca cealaltă și are în comun pe 2 la 9. Și am scris 1 de aici, 2 la 9 e deja aici, deci am scris 2 la 1, 2 la 9 e deja aici, deci am scris 2 la 2. Și acum am scris așa, 7 de la început, ori 1 plus 2 la 3. Arată 2 la 3. Deci plus 2 la 3. Da, de unde vine? De mai sus, 2 la 3. Treia și paranteza e calculată. 2 la 3 ori paranteza calculată. E 7. 2 la 3 de aici ori 7 cât dă paranteza asta plus. Așa. 6 de aici ori 7 cât dă paranteza asta plus 2 la 9 de aici ori 7 cât dă paranteza asta. Și am scris din nou. Și am calculat. 7 pe lângă 1 plus 2 la 3 plus 2 la 6 plus 2 la 9. Și gata exercițiul și știm că se divide la 7. Da? Deci ăla, poți să spui acolo 2-3 puncte, se divide la 7 ca să terminăm exercițiul. Se divide la 7. Iată că am făcut exercițiul acesta destul de interesant. Să spunem, Alesia, că merită să revezi filmele și să le pui pe caietel. Iată, urmează perioada asta. Spune-mi tu
Câte filme poți să faci până când luni ne întâlnim? Câte filme îți propui? Ca să, trebuie să se înregistreze. Da? Chiar nu știu, eu am să încerc să-mi fac timp. Nu, trebuie să promiți, nu umblatul cu cioara vopsită, nu. Nu, trebuie să te gândești foarte bine și câte filme îți propui, că tu promiți asta, nu eu. Nu ți-am spus un număr de filme. Câte filme îți propui să faci să-l apară pe caietel? Adică să le iei de la... Păi și le iau, și exact. Le iau pe cele care nu au tablă? Nu, pe cele care nu au... Pe toate care sunt, sigur că nu au tablă. Dar cele care au tablă, care nu au tablă, sunt făcute pe caietelul tău, parcă, nu? Da, sunt făcute. Ai baftă. Că sunt făcute pe caietel. Deci pe toate cele care au tablă și nu le mai ai tu pe caietel. Eu am scris cu tablă câteva, dar nu toate. Nu, că trebuie făcut tot. Că nu am scris tot. Deci pe totul trebuie făcut. Poate să le fac pe toate. Nu. Hai să fim, hai să promitem. Tu trebuie să promiți. Deci începi cu primul film care nu-i făcut pe tablă. Cu primul film care e făcut pe tablă și nu mai este pe caiet. Că din clipa în care am lucrat acolo, ai mai scris tu pe caiet câte ceva, dar n-ai scris toate. Câte filme sunt, așa, câte poți face până luni? 5. 5 filmulețe. Tu ai stabilit cele 5 filmulețe. Te promis, vă arăt lecția 1, 2, 3, 4, 5. Corect, așa, asta e. Ai promis 5 filmulețe, că le iei relații de relații, dar cum le gândești? Le gândești exact ca și cum ar fi fost făcute de prof online. Adică dai drumul la filmuleț și vezi despre ce e vorba și faci, pui stop și faci tu de una singură. Că doar tu ai participat acolo, nu mai poți să ai dubii. Da? Și să nu existe o relație nescrisă pe caietel. Așa cum a fost făcute pe tablă, totul trebuie făcut pe caietel. Bine, poate 4. Cât? 4. Nu, Alisea, eu mă gândeam că zici 6. Deci eu am avut impresia că tu revii. Nu am mai discutat. Hai să-ți dau un exemplu și cu asta cred că închei și sper că te conving. Tu cred că ai înțeles că la matematică trebuie să și muncim. Nu se poate ca să lucrăm. Crezi tu că pe mine mi-a cerut cineva să mă apuc acolo, să ies cu tabla în câmp și să mă apuc să fac filmulețele acelea? Îmi cerea cineva? Nu îmi cerea nimeni. Iarnă sau vară, era frig, era un nu știu ce. Știi bine că te-ai uitat acolo la lecțiile și când am început de la clasă să filmez acolo cu tabla aceea care o vezi tu acolo, tabla aceea a fost și în câmp acolo. Lângă albine când ai văzut filmulețele acelea fără discuții. Nu mi-a cerut nimeni. Le-am făcut din dorința de a face ceva care să rămână în timp și să poată folosi copiii. Deci se presupune că am avut să spunem o dorință de aceasta de a face ceva în mod deosebit. Ei, asta vreau să spun. Se muncește. Peste tot, așa, și la matematică și la apicultură, sunt 10.000, peste 10.000 de ore de film. Ori asta a însemnat muncă, nu glumă. Și fără să-mi ceară cineva. Iar aici, de aceea te-am provocat pe tine să spui câte lecții vrei să faci, pentru că am vrut să văd, și neapărat țin asta, să văd câtă determinare ai tu, câtă dorință de a face și de a înțelege încă o dată. Și încă o dată, lucrurile până când sunt ale tale, că altfel le-am făcut aici, ne-am înțeles pe moment și dacă nu am revenit asupra lor, se uită. Și va veni și teză, nu, să nu uiți că se dă și lucrare și teză la matematică și atunci eu vreau să cred că noi ne aflăm într-o poziție bună dacă muncim, repet. Este foarte important să știm să muncim. Deci la câte filme te oprești?
Rămâi la 5. Bun. Vezi câte sunt de toate și cam în cât timp le poți termina. Că problema este să le terminăm și să ne apropiem de ele și să venim cu ele la zi. Adică să ajungem ca, dacă acum ai văzut filmulețul, pentru a doua zi tu să-ți faci pe caietel filmulețul, că dacă le țineam din scurt, dacă îmi venea în minte chestia asta, ar fi fost foarte, foarte bine. V-am spus la început când am adus tabla că nu o să fie ok, că nu o să pot să scriu pe caiet. Și am spus că aș putea să scriu. Dar nu e așa. Mă bucur foarte tare că așa s-a întâmplat, că tu trebuie să reiei încă o dată. Că nu scrisul pe caiet trebuie să rămână, ci trebuie să rămână în mintea ta, să înțelegi lucrurile acestea. Deci nu, hai să încercăm să nu mai apelăm la comoditate, că deocamdată starea asta te frământă pe tine să scapi de obligație. Ei, nu trebuie să înțelegi că trebuie să, după aceea tu să reiei încă o dată și reluând încă o dată și scriind tu, făcând lecția de una singură, atunci înțelegi și mai bine, și mai bine. Și asta e satisfacția mare. Că nu să scapi de obligație, trebuie să părăsește ideea aceea de corvoadă. Dacă matematica o privești ca pe o corvoadă, ca pe o obligație, nu ajungem la un rezultat frumos. Deci trebuie să o privești ca pe o... să o faci cu plăcere. Că în clipa în care înțelegi, faci cu plăcere. Deci la cât rămânem? Rămân la 5 sau facem 6? Hai, uite-te, ca să te vezi în film. Hai. Spune tu. 6. Cât? 6, da? Bine. Repet, trebuie terminate acelea. Deci, de la primul cu filmuleț, eu nu știu câte sunt. Sunt oare vreo 10? Nu știu câte sunt cu tablă. Te vedem. Le număr. Ia număr. Hai ca să vedem în câte... Nu poți. Le vedem când... Oricum, rămâne pe 6, ai vineri, sâmbătă, duminică. Dacă faci numai câte 2 pe zi, dar se determine pe cele 6. Nu, dar... eu nu știu să le fac pe zile, adică vreau să termin tot într-o zi. Și mai tare. Foarte tare. Dar dacă le faci doar de mântuială, adică să le termin repede, să scap de ele, nu e nicio realizare. Dar dacă le vei face, așa cum ți-am spus, cu creionul în mână și cu întrerupt filmul și faci tu lucrarea, lucrezi tu, independent, fără să copii de pe filmuleț. Da? Atunci vei fi foarte încântat și vei fi bucuroasă. Dar altfel înseamnă doar așa o muncă de aceasta nejustificată. Ne oprim aici și te-am întristat. Ne-am despărțit în seara asta într-o notă tristă, pentru că am sesizat că trebuie să facem acest lucru ca să fie, cum să spun, să fie ceva temeinic și să rămână. Bine. Să știi că voi face așa. Prin sondaj, din cele 6 lecții, prin sondaj, mă voi opri la câte ceva și voi întreba, hai să vedem lecția a patra. Să vedem cum ai gândit acolo. Dacă ceva nu ți este clar, sigur că am să încerc să răspund, dar am să răspund un pic trist. Pentru că acestea au fost făcute, dinpreună au fost făcute, de explicații, tot. N-ai voie să mai fii ceva neclar acolo. Așa că simți obligația să le faci cu multă răspundere și să le faci de parcă n-ai avea filmul în față, ci independent să lucrezi tu și după aceea să te consulți dacă rezultatul este bun. Așa, asta e varianta corectă. Că sunt ale tale filmele, nu sunt făcute acolo și că ai nevoie de sprijin. Sunt ale tale făcute. Ne oprim aici, Alesia, și zicem noapte bună și să ne vedem cu bine. Da, la revedere, seara bună.
La revedere!